Bună ziua! Bună ce ziua. Mai faceți? Bine v-am regăsit! Mulțumesc bine! De multă vreme nu ne-am văzut și toată lumea m-a nebunit pe YouTube să ne vedem și să ne mai plimbăm prin București, să mai arătăm lucruri noi. Acum, ca să fim scuzabili, trebuie să spunem că ăsta o să fie un proiect mai amplu și totodată ieșim puțin din zona de confort, deci a necesitat ceva mai multă pregătire și tot așa raportat la ce comentarii am văzut în vlogurile celelalte, o să spunem din start că cu siguranță vor fi lucruri pe care o să le omitem, nu o facem din rea voință și o să rugăm e pe normal. Cât să poate să ni se atragă atenția ca să putem să revenim. La turul următor să... Deci, fiind un proiect mai amplu, nu o să terminăm astăzi cu totul, nu? Nu, adică... cu siguranță nu. Sigur va mai urma unul, dacă nu două episoade. Am înțeles. Ideea de plecare ar fi fost casele Boierești din București. Okay. După ce am făcut o analiză așa, câte au mai rămas în picioare și pe unde le găsim, ne-am dat seama că sunt spații foarte mari între ele, care cuprind material documentar și care nu intră exact la tema casele Boierești. Drept urmare, decât să-i spunem casele Boierești, mai bine îi spunem Bucureștiul Regal și o să încercăm să vorbim în mare parte între istoria Bucureștiului între 1866 și 1948. Perfect. Mergem. Și acum, dacă tot ne aflăm la intersecția Bulevardului Elisabeta, care, cum spuneam în turul trecut, este primul bulevard tăiat prin București, la mijlocul secolului XIX, unde vedem în partea dreaptă blocul unde cei mai bătrâni dintre noi și aduc aminte că era magazinul Romarta Copiilor. Ăsta, nu? Ăsta de aici. Aha. Aici înainte a fost una din marile săli de bal ale Bucureștiului, se chema Casa Bosel. Bosel. Chiar în blocul ăsta? Da, bine, blocul este construit peste ea. Aici a fost un tapițer sas care a venit undeva la mijlocul secolului 20 în București, îl chema Friedrich sau Frederic Bosel. Așa. Și a fondat o casă aici, aparent îi mergeau bine afacerile la vremea aia. Și drept urmare, în casa lui se organizau unele dintre cele mai celebre evenimente mondene ale epocii. Unul dintre memorialiștii Bucureștiului, Constantin Bacalbașa, povestește că la 18 ani, când intra și el în societate, a venit la un bal mascat aici și zice, oricât încercam eu să pozez, că sunt experimentat și cu tare, m-au reperat repede două domnișoare care m-au luat și cum era moda epocii, l-au pus să le cumpere un cornet de bomboane ca să vadă după aia că domnișoara s-a dus la chelner și i-a revândut cornetul de bomboane pentru că ele din asta trăiau. Și asta a rămas până în zile de astăzi, se practică în cluburile bucureștene, clientele false care îndeamnă clienții să le dea de băut și ele merg cu băutura înapoi și își iau banii. Ca să vedem că nimic nu e nou. Așa, și aparent tot undeva pe aici, între blocul Romarta și clădirea Cercului Militar Național, exista o baltă până la începutul secolului 20 pe care generalul Vasile Zotu, cel pe care l-am întâlnit în turul de la Beluș și a cărui casă o să o vedem puțin mai târziu, a ordonat să o asaneze în momentul când el era comandantul cetății București. Tot legat de Zotu stă și edificarea Cercului Militar Național. Am vorbit noi puțin în turul despre centru vechi, dar n-ar strica să dezvoltăm. Vorbeam că înainte de să se apuce Nicolae Ceaușescu să dărâme mănăstiri din București, au existat de asemenea niște lăcașuri de cult care au căzut. În cazul demolărilor dinainte de perioada comunistă, nu vorbim de o prigoană ideologică, adică nu vorbim de niște manifestări ale ateismului care să fi dus la asta, ci după secularizarea averilor mănăstirești, mai multe locașuri de cult din capitală și din țară au rămas fără fondurile necesare întreținerii. Și cum încă nu aveam o planificare arhitectonică foarte bună, nu se respectau norme de construcție, automat clădirile s-au degradat destul de repede. Ei, ultima mare mănăstire dărâmată în București în perioada la mijlocul, la cumpăna dintre secolele 19-20, a fost aici, se numea Mănăstirea Sărindar. Este atestată prima oară în timpul lui Mihai Viteazu. Exista o legendă istorică care spunea că ea s-ar numi Sărindar, Saranta în greacă înseamnă 40, pentru că ar fi fost a 40-a mănăstirea lui Matei Basarab, dar dacă atestarea documentare din vremea lui Mihai Viteazu, e clar că e înaintea perioadei astea. Și destul de multă vreme a fost una dintre cele mai mari biserici din București. Un călător, episcopul Rus Uspenski, o numește Catedrala Orașului. Era cunoscută pentru faptul că avea o icoană făcătoare de minuni și aici e o treabă care nu are atât de mult de lucru cu credința cât cu moda vremurilor. Dacă cineva din oraș era bolnav, îi se ducea icoana. Dacă era boier, se ducea cu trăsura. Dacă era sărac, pleca un călugăr cu o copie a icoanei, mai modestă. Totodată, tot în locurile de la Sărindar, a fost o vreme ceea ce se putea numi la vremea aia azil pentru cei cu boli nervoase. La vremea erau numiți mintiți. Dat fiindcă medicina nu progresase suficient de mult pentru a putea analiza bolile psihice, se credea că e un soi de posesie demonică, lucru care a fost departajat de biserică după aia foarte clar. Și, de exemplu, la romano-catolici, unde există practica exorcismelor până astăzi, se arată foarte clar că se practică ăsta în momentul când s-a eliminat orice posibilă cauză psihologică.
La vremea aia nu exista o asemenea departajare și atunci toți cei care suferau de boli nervoase erau închiși în chiriile de la Sărindar. La un dat există un document de la Alexandru Ipsilanti, mi se pare, care e deranjat de scrisoarea unui egumen și ca pedeapsă pune ca egumenul să fie adus un pic în chiriile de la Sărindar să-i cetească pentru luminarea minții. E bine, Sărindarul, care era o biserică, cum am spus, foarte mare, avea 3 nave, se ruinează după mijlocul secolului 19, adică pe la 1856, deja era în ruină. Nu mai există fondurile necesare pentru restaurarea ei și atunci, în 1896, este demolată după ce fusese deja transformată în biserică, nu mai era mănăstire, și pe locul ei arhitectul Dimitrie Maimarolu ridică sub coordonarea generalului Vasile Zotu, ceea ce vedem până astăzi Cercul Militar Național. O altă denumire sub care este cunoscută e cea din perioada comunistă, când se numea Casa Centrală a Armatei. Lucrările... Da, mi-aduc aminte, da. Exact. Da. Lucrările aici au durat până când am intrat noi în primul război mondial, în 1916, când clădirea era gata practic la roșu. Nu avea încă finisajele. Uh-huh. Evident că lucrările au fost întrerupte cât timp Bucureștiul a fost ocupat de trupele puterilor centrale și o vreme aici a funcționat o închisoare pentru ofițerii români capturați. După ce am revenit în București, după ce a fost eliberată capitala, s-au terminat lucrările și aici era evident unul dintre locurile mondene din Interbelic, unde se țineau baluri, evident, cu temă ofițerească. O să staționăm pentru că zona asta e foarte încărcată de istorie. Vedem în josul străzii de aici, se termină cu Palatul Universu. Palatul Universu ridicat de Constantin Mile. Care acolo, este, în capătul străzii, nu? Da, care este considerat cu turnul acela în centru. Uh-huh. Constantin Mile este considerat părintele ziaristicii românești moderne. Ne-ar fi greu să ne imaginăm astăzi. Vedem în filmele americane despre marile metropole din SUA cum merg copiii pe stradă și strigă noile știri cu ziarele în mână. Asta exista și la noi în perioada dinainte de război și mai ales în perioada interbelică. Aici, practic, în zona cuprinsă între intersecția cu Bulevardul Elisabeta și cu strada Ion Câmpineanu de mai sus, era practic nucleul presei românești de la vremea aia. Aha. Existau edițiile de dimineață și edițiile de seară. Zumzăiau redacțiile pur și simplu de reporteri care voiau să afle ultimile noutăți, să fie primii care publică și după care erau date imediat băieților de stradă care începeau să umble. Ziarul Universo a fost unul dintre ziarele cu cel mai mare tiraj în perioada interbelică, de asta și palatul impunător de care dispunea. Avea totodată sediu unei mari librării aici și nu era singura. În zona cercului militar, clădirea este demolată în prezent, exista și librăria, și sper să-l pronunț corect, a lui Leon Alcalai, care era începuse pe la 1860 ca un mic anticariat și în timp se transformase în editor. Era o altă mare, era unde este librăria Mihai Eminescu de astăzi, adică în colț opus al blocului de aici. Era librăria Carta Românească, care a fost distrusă de bombardamente în 44. Așadar, vorbim aici de nucleul ziaristicii și politici editoriale românești de până în 1948. Înainte să ajungem la una dintre cele mai emblematice clădiri din București, la Casa Capșa, să vorbim un pic despre străduța asta care se deschide în partea dreaptă. Ea e o străduță care e mult mai nouă decât Calea Victoriei și profit aici să fac o paranteză, o să vorbim și mai pe larg despre istoricul Căii Victoriei, dar fiindcă avem atât de multe monumente unul lângă altul, o să-l rezervăm pentru final. Strada asta, când a fost tăiată prin spatele universității, s-a numit Strada Nouă. Ulterior i-a dat numele de astăzi, Strada Edgar Quinet. Multă lume s-a întrebat ce caută un nume străin așa în buricul târgului. A fost un politician și un profesor francez care i-a școlit pe mulți dintre pașoptiști. Și un fapt mai puțin cunoscut, cea de-a doua lui soție a fost Hermiona Asachi, fiica lui Gheorghe Asachi. Așa, și e și bancul ăla celebru că doi milițieni în perioada comunistă găsesc un cadavru pe strada Edgar Quinet și fac conturul, dar după care trebuie să facă procesul verbal. Deci scrie strada, să uită un pic, deci hai să-l tragem pe Academie, că pe aia știm să o scriem. Așa, da, subliniez faptul milițien, nu polițiști. Da. Și aici, în partea dreaptă, avem, cum spuneam, una dintre clădirile emblematice ale Bucureștiului ante și interbelic. După cum vedem aici, scrie începând din secolul XVIII. Aici o să stăm puțin să povestim, fiindcă istoricul este mult înaintea clădirii actuale pe care o vedem astăzi. Dacă în centru vechi vorbeam de moșii ale cantacuzinilor sau bălenilor, în zona asta de mai sus, de Bulevardul Elisabeta, vorbim de alte familii boierești. Vorbim de Crețulești, de Văcărești și de Cantacuzini, iarăși, dar mai sus.
în zona pe care stăm noi acum, erau proprietăți ale crețuleștilor. Se pare că undeva între Cercul Militar și hotelul Capitol, care s-a numit Louvre înainte, și undeva în zona a fost și un hotel care se numea Frascati. Louvre, ca și muzeul din Franța, da? Exact. Ah, nu știam. Avea moda de imitat micului Paris și atunci dădeau foarte bine asemenea nume. Aha. Undeva în zona asta, cu grădina în spate către strada Brezoianu, era casa Crețuleștilor, prima lor casă istorică din București. Avem și astăzi Palatul Crețulescu, care e în susul Cismigiului, pe Știrbei Vodă. Dar prima lor casă, care era menționată într-un plan pe la 1770, era aici, în zona asta, iar proprietățile lor se întindeau până către biserica care le poartă numele până astăzi. Ei bine, o fică a familiei Crețulescu se mărită pe la începutul secolului XIX cu vornicul Radu Slătineanu și primește de zestre terenul ăsta pe care ne aflăm noi aici, unde Radu Slătineanu ridică o casă mai sus de el, niște terenuri ale Ghiculeștilor și la fel casa lui Dimitrie Ghica. Casele astea două sunt închiriate la începutul secolului XIX de domnitorul Ioan Caragea, penultimul domnitor fanariot, unul dintre cele mai venale personalități ale epocii și cu o istorie foarte interesantă. A fost unul dintre oamenii deștepți care au mirosit că o să o pățească din partea turcilor și a fugit din țară și a înscenat propria fugă. A zis că se duce până la munte și a dispărut, a fugit în Italia, a reușit să trăiască peste 90 de ani și este considerat printre ctitorii Greciei independente, că cu banii prăduiți din țara românească a contribuit după aia la independența Greciei din 1821. Ei bine, pentru că, așa cum am spus în documentarul cu Centrul Vechi, curtea veche nu mai era de mult utilizabilă ca palat domnesc. Întâi domnii se mutaseră pe dealul Spirii, la Curtea Arsă, dar și acolo, exact ce spune numele, Curtea Arsă, nu mai putea fi folosit. Caragea a închiriat casele de aici și le-a folosit pe post de palat domnesc între 1813 și 1825. Aici era reședința domnilor țării românești. Evident, era o treabă provizorie, dar la noi, cum știm, provizoriul la un moment dat e cea mai durabilă treabă posibilă. Cred că putem să mergem așa ușor. Și în partea dinspre Calea Victoriei se pare că exista un balcon cu divane turcești unde stăteau soția cu fetele domnitorului să contemple lumea de pe podul Mogoșoaiei, cum se numea Calea Victoriei la momentul ăla. Iar în partea opusă, unde o să facem niște pași printr-un pasaj, exista o anumită punte de lemn, pentru că asta nu fusese o structură unitară, repet, închiriase mai multe case. La un moment dat, Vodă se vedea nevoie să treacă prin grădini, unde erau bălegari, diferite gunoaie și nu făcea pentru persoana domnească. Și atunci s-au construit niște podine de lemn, exact cum existau și pe Calea Victoriei. Iar la un moment dat, ca să poată să meargă să se închine la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, pe care o să o vedem, repet, când trecem încoace, care fusese transformată în biserică domnească, deci făcuse inclusiv un tunel din lemn ca să nu se întâlnească cu vreun binevoitor pe drum. Ei bine, după ce trece perioada fanariotă și se mută Palatul Domnesc mai în sus către actualul Palat Regal și către Palatul Știrbei, să ne oprim un pic aici ca să mai vorbim, repet, aici în zona încep să se dezvolte afaceri, cum nu mai exista prezența domnească, și una dintre primele afaceri o face un italian, Ieronim Momolo, care deschide un teatru și o dioramă, diorama fiind un precursor al cinematografului. Teatrul Momolo a durat destul de mult și la un moment dat a ajuns să fie cunoscut și denumirea de teatru mic, care se păstrează până astăzi. Ei bine, după perioada cu Teatrul Momolo, pe zona casei Slătineanu, adică unde e Capșa acum, cumpără prăvălia la un moment dat cei patru frați Capșa, între care se remarcă Grigore Capșa, al cărui mormânt l-am văzut la Belu. Grigore Capșa are intuiția să meargă la Paris să studieze la una din marile case de cofetari și patiseri de acolo și este unul dintre marii noștri inovatori în domeniul cofetăriei. Adică, de exemplu, el este cel care introduce la noi prăjitura anumită savarină după marele bucătar francez Brillat Savarin. Totodată e primul care aduce forme de înghețate, face gelaterie, aduce ouă de ciocolată, nu se limitează însă numai la dulciuri. De exemplu, știm la un moment dat că începe să importe vinuri, începe să importe delicatețuri și în felul ăsta se deschide cofetăria Capșa, că ea a fost prima aici. Este urmată la ceva timp de restaurant și după aceea de cafenea. Acum, Capșa, pe lângă faptul că a fost la un moment dat în vârful lumii de afaceri pe domeniul patiseriei și apoi ceea ce îmi spune noi astăzi Horeca, a avut și marele
prestigiu cultural și politic. Adică la un moment dat la Capșa, pentru că era situată pe principala arteră economică a orașului, se aduna atât elita politică cât și elita culturală a bucureștilor. Acum, elita politică evident că dezbătea lucruri destul de serioase, deși se făcea într-un anumit stil de epocă, în sensul că principalul memorialist al căii Victoriei, Gheorghe Cruțescu, care are o carte care se cheamă Podul Mogoșoaiei, povestea unei străzi, care e disponibilă online, spune că înainte de primul război mondial, aici se adunau la Capșa niște domni foarte bine care discutau serios despre femei, vinuri și cai. E bine, la Capșa a pornit, se pare, una din manifestările antiregaliste de prin secolul XIX, când Carol I venise doar de câțiva ani în țara românească, pentru că Franța fusese învinsă de Germania în războiul franco-prusac, românii și-au manifestat simpatia față de țara care ne sprijinise pe noi să devenim independenți și au cerut cumva abolirea monarhiei germane. Carol I s-a cam supărat la momentul ăla și a vrut să-și prezinte demisia, însă Lascăr Catargiu, și aici trebuie să fac o paranteză că am greșit în belul o informație, Lascăr Catargiu, care era la vremea aia în guvern, a spus: maestatia, asta nu se poate, că erau conștienți ce se întâmplă dacă ne pleacă și trebuie să trecem din nou prin întregul proces de alegeri. După care se vede că Carol I, dacă a avut o calitate clară, printre altele, a fost faptul că nu era ranchiunos, adică de multe ori se mai raporta ce se petrecea pe la cap și ce discuții politice erau, nu le lua în serios și, pe urmă, când se întâmpla ceva care clar n-avea legătură cu Capșa, se întorcea către mine și îi spunea: acum o să ziceți că tot Capșa e de vină, nu? Și, drept urmare, a fost cât de cât tolerată în epocă aspectul ăsta și, cum am spus, pe lângă partea vieții politice, la Capșa, practic, se dădea tonul în viața literară a țării. Adică, cum spune pamfletarul Nicolae Orășanu, cred că lui îi aparține cupletul ăsta: la Capșa, unde vin toți seniorii, local cu două mari despărțituri, într-una se mănâncă prăjituri, în alta se mănâncă scriitorii. La Capșa, în funcție de generația despre care vorbim, seniorii practic dădeau aprobarea pentru cei care voiau să se lanseze în mediul literar. Și sunt o grămadă de legende vis-a-vis de firea fiecăruia, cât de ursuz era unul, cât de permisiv era altul. De exemplu, criticul Ovinescu, care se spune că era foarte răbdător așa și cultiva tinere talente, de la un dat peste un tânăr foarte plictisitor care îi declama niște poezii într-un caiet gros. Și cum se pare că tânărul nu avea aproape deloc talent, Lovinescu încearcă la un moment dat să mute discuția și: dar nu mai bine scrii mata proză, și spre oroarea lui Lovinescu, ăsta scoate trei caiete de proză și se apucă să-i citească din alea. Și Lovinescu ascultă că: știi ceva? Stai la poezie. Și, mă rog, s-au desfășurat N astfel de povestiri. Ce am mai putea spune așa, la modul anecdotic despre Capșa, este că a lansat și o băutură. A lansat băutura cunoscută sub numele de marghilomană, evident de la numele omului politic Alexandru Marghiloman. Este vorba de cafea infuzată în coniac sau rom. Nu mai știu dacă am povestit la Belu legenda ei, mi se pare că nu. Alexandru Marghiloman, fiind un mare cafegiu, valetul care îl însoțea pretutindeni avea tot timpul datoria, când făcea boierul o pauză, să-i facă cafea. La o vânătoare, valetul a descoperit cu oroare că nu are apă potabilă prin prejur și atunci, în disperare de cauză, a zis că improvizează și a fier cu coniac. E atât de încântat a fost boierul de cafea asta, încât a venit frumos la Grigore Capșa și i-a dat rețeta. Și de atunci a rămas cafeaua marghilomană la mare căutare, încât pe tema ei s-au făcut și legende. Am avut la un moment dat, la sfârșitul secolului XIX, capitala a avut un prefect al poliției care a făcut legendă, era dintr-o familie de fanarioși, de principi, îl chema Dimitrie Moruzi și porecla lui era de Cneazu. Nu era chiar un om foarte cinstit, era recunoscut că atunci când avea el de chef sălta câte o mahala întreagă în picioare, cu lăutari, cu femei, cu tot ce îi trebuia ca să facă chef, dar avea și el o virtute, în sensul că nu întârzia niciodată la prefectură. Adică el la 8 dimineața, indiferent cât ar fi chefui toată noaptea, mergea la muncă. Și într-o dimineață, Cneazul stătea frumușel la Capșa, care avea terasă pe Calea Victoriei, și încerca să se revigoreze puțin bând o cafea. Și l-am dat trece un actor de comedie, Iancu Brezianu, care îl vede și cafeaua era cafea simplă. Îl vede că sufla în cafea să o mai răcească. Zice: Cneazule, nu mai sufla în cafea, că o faci marghilomană. Așa că s-au desfășurat fel de fel de întâmplări din astea hazoase. Evident, Capșa a cunoscut o perioadă de declin tot în primul război mondial, când a fost ocupată și a devenit clubul ofițerilor bulgari, care au fost așa de bine cizelați încât au pus borcane cu murături în geamurile cafenelei, și a revenit în interbelic, deși se simțea că vremurile evoluează și o să discutăm când o să stăm jos mai pe larg acum ca să ne putem mișca să mai scurtăm.
În momentul când au ajuns însă comuniștii la putere, ei au transformat-o în restaurantul București și nivelarea pe care a făcut-o comunismul n-a fost o nivelare pozitivă, ci a fost o nivelare în mizerie. Adică în maxim 10 ani după 1948, din toată faima Capșei nu mai rămăsese decât numele, pentru că nu mai erau nici scriitorii care să facă artă și nici calitatea produselor, evident că nu mai avea cum să fie aceeași, dată fiind raționalizarea alimentelor și tot ce a urmat. Și asta ca să punem pe scurt capăt Capșei, care altfel poate să aibă o istorie bună de un documentar întreg. Ca să nu mai traversăm, dat fiindcă îl putem observa ușor de pe partea asta, vedem Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Sala Savoy. Okay. Despre el am pomenit un pic la belul, la mormântul actorului Constantin Tănase și cei care s-au uitat la turul de acolo sau se vor uita au văzut că pe frontispiciu capelei lui Constantin Tănase de la belul este un cărăbuș. Cărăbușul ăla. Teatrul ăsta până în perioada comunistă s-a numit Teatrul Cărăbuș și este înființat după Primul Război Mondial, la 1919, de către așa probabil... Așa cum e clădirea acum? Sau... Mi-ar fi greu să spun lucrul ăsta, din păcate nu am reușit eu să găsesc o imagine de epocă care să-mi fie arătat, nu pare totuși să fi fost chiar în forma asta. Constantin Tănase, probabil cel mai mare sau unul dintre cei mai mari actori de comedie pe care am avut, consacrat prin vodeviluri, prin teatru de comedie și până astăzi a rămas genul de teatru de revistă, poreclit mic Năsăilă, pentru că avea un nas cu dimensiuni monumentale, un copil sărac altfel din Vaslui, care a făcut primele reprezentații de teatru la amatori, inclusiv într-o poiată de găini unde s-au umplut de păduchi. A avut însă șansa, a fost remarcat la un moment dat de un evreu care avea o trupă de teatru de limba idiș, Mordecai, care l-a luat printre ai lui, fără studii, după care a venit la Conservatorul de Artă Dramatică, unde l-a remarcat Constantin Notara și a spus: ăsta doar când vorbește te face să râzi, are comic născut. Și atunci l-au lăsat să se dezvolte, a căpătat faimă în timp și în felul ăsta, după 1919, a putut să înființeze teatrul respectiv. Prima piesă, ca să ne dăm seama cam în ce stil lucra Constantin Tănase, s-a numit Cotoiul e pe varză, pisica pe orez. Era un dicton în București interbelic, că dacă vrei să râzi, te duci la Tănase. Și pentru asta a și rămas în epocă consacrată darul umoristic al actorului. Tot așa am uitat la belul cum se numea actrița. În 1929 a adus-o pe celebra actriță și cântăreață americană negresă, Josephine Baker, pe care a plimbat-o către Capșa cu trăsura trasă de struț. Era un om care știa clar cum să vândă, însă ceea ce merită remarcat la Constantin Tănase este faptul că a adus o politică de regie destul de independentă. Nu a primit niciodată fonduri din partea statului, tocmai pentru a putea să facă pamflet despre oricine dorea el, să nu aibă clientelă politică și obligații, să nu ne îndepărtăm prea mult că trebuie să vorbim un pic și de Odeon. Și atunci, până la moartea lui, am vorbit mai pe larg în turul de la Belu despre condițiile în care a murit Constantin Tănase, el a rămas totuși un om independent și se pare că bogăția pe care o dobândise în ultima parte a vieții nu i-a schimbat caracterul. Există până astăzi și casa lui, este pe strada Puțu cu Plopi, lângă Știrbei Vodă. Se pare că acolo el încă își făcea vinul singur, își punea singur varza în butoaie și te primea cu o salată de vinete făcute de el. Adică, într-adevăr, un om care a rămas original până la sfârșitul vieții și și-a păstrat calitatea umană. E important de spus lucrul ăsta. Și teatrul îi poartă numele până astăzi. Înainte dispunea de mai multe săle, acum este rezervat la sala aceasta Savoy și mai se țin spectacole sau se mai țineau înainte de pandemie în grădina de vară de la Herăstrău. Vis-a-vis găsim o reminiscență din perioada interbelică. Teatrul se numește Odeon începând cu 1990. În perioada comunistă a fost una dintre sările teatrului muncitoresc de la Giulești, teatru unde se filma în anii 90 Chestiunea zilei cu Florin Călinescu. Însă construcția în sine este opera lui Grigore Cerchez și a fost inițial, așa cum vedem pe frontispiciu, sala Comedia a Teatrului Național. Teatrul Național în București nu a fost ăsta actual de la Universitate din fața Intercontinentalului, ci a fost câțiva pași mai în sus pe Calea Victoriei, aici unde este hotelul Novotel. Iar asta era sală separată. După cum am spus, odată cu venirea comunismului a fost integrat în Teatrul Muncitoresc și după 90 a devenit Teatrul Odeon, care este în subordinea primăriei municipiului București. Dispune într-adevăr de o sală foarte reușită, sala Comedia, și mai are la subsol sala Studio. Tot așa o corecție față de turul cu Centru Vechi pe care trebuie să o facem. Eu am spus că mai sunt, pe lângă pasajul Maca Villacros pe care l-am filmat, că mai sunt două pasaje, de fapt mai sunt trei.
uitasem de cel de aici, în spatele lui este pasajul Odeon și Comedia, care servea în epoca pentru aducerea recuzitei în sala de spectacol prin spatele teatrului. Și asta explică, pe de-o parte, de ce are o structură destul de claustrofobă, că-s cam stă tavanul în cap în momentul când treci pe acolo. Eu zic să nu traversăm prin pasajul ăsta ca să mergem un pic și vis-a-vis, ci să mergem un pic mai în față, pentru că vor mai urma pasajul Victoria și pasajul Englez. Până vom ajunge să vorbim despre ele, în schimb, vedem în partea stângă o clădire care în 80 de ani de istorie tot impozantă a rămas. Este în stilul Art Deco și a fost, din 1931 începând, Palatul Telefoanelor, adică sediul Societății de Telecomunicații Române. Am înțeles că la vremea era cea mai înaltă clădire din București? Așa am citit și eu. Nu aș putea să confirm, dar se pare că așa e corectă informația. Istoric vorbind, înainte să fi fost clădirea asta aici, adică înainte de 1931, aici a fost terasa de vară Oteteleșanu, despre care la fel am vorbit în turul de la Belu. Adică dacă la Capșa sau la alte cafenele care ființau prin zone și despre care o să vorbim, se strângeau cu precădere iarna scriitorii, aici era o grădină unde vara se putea asista la spectacole, cum ar fi fost a lui Nae Leonardo, o orchestră vieneză a lui Liszt, care cântau muzică foarte bună, unde veneau inclusiv unii dintre lăutarii sau disării, cum li se spunea, celor care practic preced un anumit gen muzical care există și astăzi. Preluau melodii occidentale și le adaptau. Așa, sau cover-uri cumva, nu? Da, da, da. Sau lăutari cum era Mia Braia, Zavaidoc. Se țineau astfel de spectacole în terasa asta de vară a unei familii altfel foarte înstărite de boieri, al cărei cavou l-am văzut iarăși în cimitirul Belu. Până când modernizările aduse Bucureștiului în perioada interbelică, în timpul domniei lui Carol al II-lea, fac să fie ridicat blockhouse-ul ăsta. El era considerat o minune a tehnicii, adică dacă până atunci Bucureștiul fusese mic cu Paris, odată cu ăsta începea să capete un aspect de mic cu New York. Exact. Chiar așa se și spunea prin presă. Adică, păi seamănă un pic și arhitectură cu clădirile din New York, da, alea vechi. Exact. Dar era considerat totodată și o minune a tehnicii, pentru că în interior, ne dăm seama la standardele tehnologice ale epocii aceleia, de fapt, până și eu am prins perioada când încă existau centraliste la telefonie. Prin ce se remarca? Totul era în interior, mergea spre verde, cum vedem încă că sunt ușile. N-aș ști să spun exact ce nuanțe de verde confirmă statutul de bărbat, spectrul meu de culori e foarte limitat. Așa, se remarca în interior, nu știu dacă mai există până astăzi, pentru că nu am intrat, exista o hartă imensă a României în sticlă, care avea lumini și în felul ăsta știai practic care e rețeaua de acoperire. În subsolul clădirii existau două aparate de telefonie, al căror mecanism nu știu să le explic, dar erau aparatele care dădeau ton de recepție și știai dacă e ocupat sau nu. Tot în subsol exista un generator electric de foarte mare putere. Și aici, ca să facem o paranteză, București este primul oraș iluminat cu petrol lampant, iar Calea Victoriei este prima arteră bucureșteană iluminată electric. O primă centrală de energie electrică este pe locul actualei BCU, Biblioteci Centrale Universitare, de mai sus. E bine, Palatul Telefoanelor, cum era normal, avea propriile generatoare electrice și, din ce se mai descrie în presa vremii, mai exista Marea Camera Centralistelor, care schimba apelul de interurban. Adică exact cum ne putem aduce aminte, bună ziua, unde doriți să vorbiți, vă dau legătura. Mi-aduc și și băgau fișele alea, le scoteau. Exact, cu play. Așa, și totodată mai exista o cameră pentru comutatoarele individuale, unde aparent existau niște aparate așa de mărimea unor ceasuri de mână, care asigurau semnalul pentru fiecare client al societății de telefonie, unde se aprindeau semnale luminoase dacă apăreau defecțiuni în sistem și de unde totodată, dacă nu plăteai, ți se întrerupea conexiunea. Nu cum se întâmplă astăzi, îți băgau două bețișoare de lemn aparent în două nișe ale fiecărui aparat și în felul ăsta erai scos din rețeaua de telecomunicații. Și acum, ca să nu ne deplasăm iarăși prea mult, unde este actualul Hotel Novotel, după cum am putut să menționez la Teatrul Odeon, aici a ființat, începând cu anul 1851, Teatrul Național. Calea Victoriei oricum are premiera primului teatru din România, este Teatrul Domniței Ralu, fiica lui Ioan Caragea. Cei dintre noi care s-au uitat la filmele cu Mărgelatul, cu Florin Piersic în rolul principal, trebuie să știe că domnitorul Fanariot și domnița înfățișați acolo sunt Ioan Caragea și cu fiica lui Ralu. Ei bine, undeva mai sus, la colț cu strada Bertlot, a ființat în 1818 Teatrul de la Cișmeaua Roșie, care a fost primul teatru din țările române. După, la inițiativa în principal a lui Heliade Rădulescu împreună cu Ioan Câmpineanu, care a dat numele străzii de aici, și cu un Golescu, am uitat numele lui mic,
ei și-au dat seama că pe lângă școala națională ce a înființată de Gheorghe Lazar, un mijloc să consolideze cultura și identitatea poporului român era ăla de a dezvolta un teatru în limba națională și atunci au creat Societatea Filarmonică, care în timp a căutat să adune fonduri și respectiv să traducă în limba română piese pentru a putea fi jucate. Și ușor, ușor s-au strâns fondurile necesare, s-a jucat și pe la Momolo în spate și pe la alte locații, până când în 1851, sub domnia lui Barbu Dimitrie Știrbei, un arhitect, Schlatter, care în alte parte masacrase niște clădiri, pentru că, spuneam, în turul cu centru vechi, la vremea aia nu prea se renova după standarde istorice, ci după ureche, e trimis de data asta, în schimb, la München, ca să găsească un arhitect potrivit pentru edificarea teatrului. Participă mai mult cu proiecte, inclusiv Villa Cross, printre cei mai cunoscuți, dar este preferat un vienez, Heft, care imită, în la scară mai redusă, structura teatrului Scala din Milano. Ceea ce se păstrează din aspectul vechiului teatru este numai frontonul de la hotel. În epocă, mai mulți călători străini cu destule călătorii făcute în alte țări spuneau că era comparabil cu, evident, păstrând proporțiile, cu teatrele din Sankt Petersburg și Paris, adică era printre cele mai bune astfel de instituții din Europa la vremea aceea. Aici au cunoscut consacrarea monștrii sacri ai scenei românești, bine, monștrii sacri de altă dată, Lucia Sturza Bulandra, Constantin Notara, Petre Liciu, inclusiv, dacă nu mă înșel, unchiului Caragiale, Costache Caragia le-a dat reprezentarea aici. Și până în perioada interbelică și în 1944, când a fost parțial distrus de către bombele aviației germane, în momentul când am întors armele împotriva Germaniei naziste la 23 august 44, aviația germană a bombardat Bucureștiul și a distrus mai multe edificii, între care s-a numărat Teatrul Național. Până atunci, în schimb, pe lângă actorii pe care i-a consacrat, a avut și o serie de directori celebri, între care nu pot să nu-l menționez pe Liviu Rebreanu, de exemplu. Ei bine, după cum am spus, în 44 are loc bombardamentul, teatrul nu este distrus complet, majoritatea istoricilor sunt de părere că putea să fie refăcut, însă guvernul comunist, care a venit la scurtă vreme la putere după aceea, nu prea era dornic să păstreze moștenirea trecutului, ci dimpotrivă, era cu atât mai bucuros să scape de ea și în felul ăsta, în loc să fie renovat, este demolat în întregime și se înalță actualul edificiu al hotelului. O să încerc să-mi dau seama dacă vom intra prin pasajul Victoria, unde o să ieșim înapoi. Și cred că ar fi bine să facem prezentările acum și mai departe. În continuarea vechiului Teatru Național, vedem ceea ce în prezent este cunoscut ca blocul Adriatica. A fost ridicat în... Clădirea cu ceas, nu? Da, exact. La un moment dat el dădea ora exactă pentru toată calea Victoriei. Acum o mai dă de două ori pe zi, că ceasul ăla a stat. Da. De două ori pe zi. Așa că a fost o societate comercială, însă pe locul unde vedem actualul bloc a funcționat o altă cafenea, cafeneaua Fialkowski. Fialkowski a fost un cofetar polonez care s-a apucat de afaceri în țara românească înainte un pic de frații Capșa și care s-a impus printr-un lucru care noi astăzi ne-ar putea părea banal, dar la vremea aia nu era, în sensul că a făcut salon de cafea și literatură. Adică pe lângă faptul că a fost unul dintre primii care au făcut tranziția de la mediul oriental. Înainte în București, prin cafenele înțelegeam un loc unde se fuma narghilea, se bea cafea la filigeană, la ceșcuțele acelea mici, fără toartă, și care automat te obligau să stai să aștepți un pic să se răcească, că nu puteai spune mâna pe ea. Da. Așa unde majoritar aveai divanuri pe care se stătea tot turcește, se face trecerea la cafenea occidentală, pe care o cunoaștem și noi până astăzi. Și totodată, pentru epocă, iar era ceva foarte inedit, omul reușea să aducă jurnale și reviste din toată Europa care puteau fi lecturate în salonul lui, adică îți ofera un soi de revistă a presei, ceea ce constituia totuși un fapt inedit și a concentrat la rândul lui o parte din elita culturală. Faptul că în interbelic cafenelele astea încep să dispară, dispare Oteteleșanu, dispare Fialkowski, i-a cam îngrijorat pe publiciștii vremii și pe oamenii de cultură, spuneau că se distruge un spirit. Adică ceea ce se clădise secolul XIX, care afirmase ideea de naționalitate, de cultură națională, era practic reprezentat de Calea Victoriei și de cafenelele ei, unde se făcea mare literatură. Și în momentul când au văzut că încep să dispare astea, mulți s-au alarmat și au zis să nu cumva să urmeze și Capșa, care era cu siguranță bijuteria coroanei. Sunt păcate să s-a dovedit că au cam avut dreptate. Și acum o să facem o paranteză de la Calea Victoriei și o să intrăm pe aici. Pasajul Victoria, monument istoric, planul arhitectului Paul Smărândescu, un stil academic francez cu elemente stilistice Art Nouveau, ridicat pe locul fostei case și a serii Bossel, celebră în secolul XIX pentru spectacole și barurile. Exact ceea ce vorbeam. Casa asta se întindea până aici, iar domeniul
tapițerului Bosel se ducea până la strada Câmpineanu, unde a mai existat un al cincilea, al cincilea pasaj, pasajul român, despre care o să vorbim imediat. Cum spuneam când am prezentat pasajul Macavilla Cross, genul ăsta de structură urbană era făcut pentru, în primul rând pentru dezvoltarea activității comerciale și asigura legătura între marile artere ale orașelor. El imită o modă care apare în marile orașe europene, cum sunt Milano sau Paris, la începutul secolului 20. E bine, pasajul ăsta mai era cunoscut în epocă drept pasajul Bosel, urmând numele celui care deținuse terenul, sau pasajul Imobiliara, de la o societate de imobiliare de aici. Tot în incinta asta, îmi pare rău, dar prefer să nu spun numele ca să nu-l greșesc, a funcționat primul restaurant chinezesc din București și vorbim de anii 40 spre 50. A dispărut la începutul comunismului. Era restaurant chinezesc pe vremea? Da. Ce tare. Și cu glumele alea cu vezi că ce ai mâncat nu-i pui, cam de pe atunci datează. Aha, lătra. Da, exact. Dar asta ca să vedem cam la ce nivel ajunsese societatea interbelică românească, că aici nu sunt legende că ne apropiasem foarte mult de Occident și că România în perioada interbelică era totuși în prima parte a civilizației europene, nu eram nici de cum la coadă. Aha. Tot așa, spuneam că mai de curând, deși se vede clar că e într-o stare destul de avansată de degradare, se remarcă prin aceste umbreluțe colorate care au făcut destul de multă impresie pe social media și apar ca poză de fundal pentru multe persoane. Sper să nu încurc cu celălalt pasaj, cu pasajul englez, dar nu cred că este vorba totuși de pasajul englez unde a lucrat la un dat cavalet Panaiotis Strati, unul dintre cei mai inediți scriitori pe care i-am avut noi în literatura română. Să trecem că e muzică și se aude prea tare. Da, să trecem un pic de zona cu coloana sonoră. Vedem că există și o filială a Teatrului Constantin Tănase. Și... Aha, sala de balet. Exact. Probabil se fac repetiții de balet și... Astea erau gândite ca pasaje pietonale, am spus, pe lângă, în afară de pasajul de la Odeon, pasajul Comedia, care avea un scop practic, acela de a asigura recuzita, aici erau în principal deschise magazine sau localuri și fiind oarecum ferite de traficul care se desfășura pe marile artere bucureștene, Calea Victoriei, respectiv strada Academiei, unde să ajungem imediat, permitea, evident, un flux foarte mare de potențial cumpărător, să zicem. Bun, și ne-am întors în strada Academiei, a cărei poveste am început-o în turul din centru vechi. Repet, se cheamă strada Academiei, nu pentru că ar avea legătură cu actuala Academie Română, care e la intersecția Bulevardului Dacia cu Calea Victoriei, ci pentru că ducea către fosta Academie de la Sfântul Sava, care am spus că e pe locul statuilor de la universitate. E bine, acum, pe lângă clădirea istorică a universității, aici avem Institutul de Arhitectură Ion Mincu, însă pe locul ăsta, înainte să fie Institutul de Arhitectură Ion Mincu, era o grădină de vară care se numea Rașca. Rașca de unde vine? Patronul era ceh, pe el chema, cred că Hârșca, și pentru că niciun român nu era în stare să pronunțe Hârșca, chestia, așa, Rașca. E posibil să fi greșit și eu denumirea, că și eu sunt tot român. Oamenii au spus Rașca. Rașca... spre deosebire de Oteteleșanu, de clădirile stilate, nu că asta n-ar fi fost, dar aia se remarca printr-un soi de stil de showbiz, în sensul că avea un iluminat de noapte fabulos, cu un palmier de sticlă, cu o stea multicoloră care cobora, adică se impunea prin decorul inedit și totodată introduseseră tot așa modalități de distracție occidentale, cum ar fi biliardul, consumația era orientată tot așa mai occidental, bere, cremvuști, adică se făcea tranziția dinspre zona orientală către zona occidentală. Clădirea dispare undeva în preajma, pardon, nu clădirea, grădina dispare undeva în preajma primului război mondial și ulterior a fost edificat în perioada interbelică și după Institutul de Arhitectură Ion Mincu. O poveste interesantă legată de strada Edgar Chinet, pe care am lăsat-o în spate, la numărul 4, adică cumva în diagonală de la Casa Capșa, exista în perioada grădinii Rașca și către a doua jumătate a secolului XIX, o frizerie a lui Madame Kranz. E bine, o calfă de frizer de la Madame Kranz, mi se pare că îl chema Dumitru Comănescu, dar sper să nu încurc denumirea, adică aici e posibil să fi greșit numele, l-a tuns vreme de 5 ani pe Mihai Eminescu. Asta era frizeria unde venea să se tundă Eminescu.
Undeva la Sătunde Eminescu, în perioada lui de declin, să spunem, adică la 30 și ceva de ani, când începuse să se facă simțit, să se facă simțite și problemele de sănătate, când gazetăria deja nu prea îi mai aducea venituri, și poetul începuse să fie ignorat, ceea ce ne-ar fi nouă greu să ne imaginăm astăzi. Însă se pare că n-a suferit niciodată de vedetism, și aștepta liniștit rândul la frizerie și cât mai stătea pe acolo, mai scria poezii pe bilețele pe care frizerul ăsta le-a păstrat. Și avea o locuință în strada Berzei, însă dezastru a făcut ca bombardamentele de pe care le-am menționat mai devreme în anul 44 să distrugă și locuința frizerului ăsta și se pare că inclusiv, s-au pierdut niște poezii ale lui Eminescu care au rămas inedite. Și totodată el este unul din ultimii oameni care l-au văzut în viață, pentru că a mers la sanatoriul doctorului Șuțu, care există până astăzi pe strada Plantelor în București, unde Eminescu era internat, să-l tundă. Și o legendă spune că fix când a venit el să-l tundă, un nebun i-ar fi aruncat cu o piatră în tâmplă și asta ar fi dus în cele din urmă la moartea poetului. Aici o să facem un pic de paranteză față de Bucureștiul Regal și o să mergem un pic mai în spate în istorie. În dreapta avem Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi. Evident că dintr-o zi nu se cheamă că a fost făcut într-o zi, dar are legătură cu ctitorirea, în sensul că la începutul secolului XVIII, când ea ridicată, târnosirea bisericii, că sfințirea ei propriu-zisă, are loc la fix un an de la ziua punerii pietrei de temelie. Adică în ziua în care s-a pus pietra de temelie, peste un an a fost sfințită. De-aia se cheamă Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi. Aici, după cum am spus, în vremea lui Caragea, a fost biserică domnească, adică domnitorul și-a făcut un soi de pasaj din lemn de la casele pe unde cap și astăzi, ca să vină până la biserică fără să fie observat. Totodată, ansamblul bisericii era mai mare decât este ea astăzi, avea niște chilii împrejur și în chiliile astea a locuit primul nostru romancier, Nicolae Filimon, cel pe care l-am găsit la Belu, autorul Ciocoilor vechi și noi, care a fost totodată și dascăl la biserică. Asta despre el scrie Ion Ghica în scrisorile către Vasile Alexandrii și spune că era un munte de om care îi plăcea traiul bun și muzichia, adică cumva societatea dinainte să ne occidentalizăm, care încă avea poftă de petrecut, poftă de făcut snoave, poftă de cântat o muzică care aducea la, ducea la manelele vechi, nu la ce înțelegem noi astăzi prin genul ăsta muzical, și de la care ne rămân totodată niște descrieri foarte vii ale Căii Victoriei, Podului Mogoșoaiei și ale ansamblului dinainte de perioada de occidentalizare. De exemplu, ne scrie Filimon că tot aici ar fi venit în timpul ultimului domn fanariot Alexandru Șuțu, locuitorii din Târgoviște. Târgoviște avea o moșie a orașului, pe care Șuțu, ca să obțină niște foloase, ar fi vrut să o înstrăineze. Și au venit mai toți locuitorii cu lumânări în mâini să-l lege pe domn, să-l blesteme dacă le va da moșie. Și se pare că Șuțu s-a temut și n-a dat-o. Și tot Nicolae Filimon ne povestește, să putem să mergem așa ușor în față, cum... Nu. Mulțumim, dar nu acum că avem un pic de treabă. Totodată, tot Filimon ne povestește cum era traficul pe Calea Victoriei, pe când încă se chema Podul Mogoșoaiei. Când se chema Podul Mogoșoaiei, cum am spus, în turul din centru vechi, se chema pod pentru că era podit cu podin, cu bârne din stejar. Ne oprim un pic, cred că aici este, deși nu știu dacă putem să intrăm. Cred că e închis, pare. Asta este cel de-al treilea pasaj, pasajul englez. Cred că putem măcar așa un pic să băgăm nasul și o să revenim la povestirea de mai devreme. Ăsta este cel de-al treilea și ultimul pasaj din sus de Bulevardul Elisabeta. Nu, nu e ăsta. Trebuie să fie niște bare de fier. Sau sunt mai jos. Nu, nu, ăsta e. Ăsta e, nu? Ăsta era pasajul englez. Aici a fost un hotel al lui Grigore Iliad pe la mijlocul secolului XIX. Și ulterior, tot un astfel de... Că este în partea aia altă. Da, da, da. Tot un astfel de local care s-a numit exact așa, Hotel English. Cumva un nume occidentalizat ca să atragă mai multă clientelă. Structura era foarte inovatoare pentru vremea aceea. O să vedem acum bare de fier și cu balcoane. Chiar pe aici n-am fost niciodată. Totodată aici se pare că a funcționat o casă de toleranță, potrivit unei expresii a unui francez, tolerance, il y a des maisons. Așa, însă locul era destul de strâmb, după cum se vede. Aici a lucrat Panaiti Strati ca valet înainte să fugă în Franța și să îmbrățișeze în cele din urmă cariera literară. Și tot din climatul zonei astea în perioada interbelică s-a inspirat Mateiu Caragiale ca să scrie Craii de curte veche. Casa asta de toleranță era destul de cunoscută în epocă, de altfel. Printre clienții s-a numărat inclusiv Carol al II-lea. Și Alexandru Paleologu spunea la un moment dat că ar fi umblat în tinerețe prin zona asta. Acum despre apucătorul lui Carol al II-lea s-au făcut multe legende și totodată
ca să ne dăm seama cam cum evoluaseră moravurile bucureștene în perioada dinainte de primul război mondial și de după. Dacă înainte de primul război mondial, doamnele, cum se cade, nici măcar nu treceau pe trotuarul de la Capșa, pentru că bărbații stăteau pe scaune și el s-ar fi apropiat prea mult și dacă treceai pe acolo se considera deja că ești de moralitate îndoielnică, la 20-30 de ani după, în momentul când războiul sparge barierele astea sociale între elită și, între, mă rog, între urban și rural, să zicem, pe Calea Victoriei se știa clar că seara se făcea trotuarul de către anumite femei și există într-unul din romanele care prezintă societatea de atunci, Cronica de familia lui Petru Dumitriu, există un episod legat de Carol al II-lea și de o prostituată semilegendară cunoscută sub numele de Foamea Neagră. Ne putem da seama. În schimb, existau evident și figuri istorice reale, cum ar fi fost Mița Biciclista, așa, pe a cărei casă o să o vizităm cel mai probabil în turul următor. Stați care... Mița Biciclista, nu? Exact. Tot un pamfletar, dar parcă totuși nu Orășanu este cel care i-a consacrat numele ăsta, pentru că a fost într-adevăr una dintre primele femei din București care au mers pe bicicletă. Și asta a fost considerat în epocă un oarecare șoc, dat fiindcă înainte de primul război mondial mergeau doar bărbații. Nici bărbații nu prea mergeau așa, rarisim. Cațavilan este cel care a introdus prin velodrom, dar n-a ținut foarte mult, pentru că la scurtă vreme a apărut moda automobilului și a scos ideea cu bicicletele din funcțiune. Că tot vorbim de mijloace de transport, ca să vedem că iară nimic nu-i nou. Spuneam de Nicolae Filimon și de cum se circula pe Calea Victoriei pe vremea fanarioților. Ăsta se chema Podul Mogoșoaiei, era podit cu bârne de lemn, care se chemau podini și aveau cam 8 metri în lungime. Dezavantajul sistemului ăsta de podire e evident că lemnul ăla putrezea, de desubt se adunea noroi și spunea Filimon că la un moment dat riscai să pici în bârne, să cazi până la brâu în noroi sau să cazi cu calcul tot și în cel mai bun caz să ajungi de pomadă spectacol, dacă nu, să-și rup vreun picior. Treaba asta cu bârnele durează cam până la mijlocul secolului XIX, când se începe pavarea cu piatră cubică de granit. A fost un scandal în epocă că noi aveam piatră cubică în țară și am importat în Scoția ca să pavăm pe aici. Iar undeva în ajunul primului război mondial era asfaltată. În ceea ce privește mijloacele de transport, că în fața Teatrului Național s-a dat tonul pentru niște trenduri, în 1828 apar birjele, adică trăsurile publice, că până atunci numai boierul avea voie să meargă în caleașcă, restul pe jos sau călare. Ei bine, pentru particulari se aduceau caleștile de la Viena și ei credeau că importă caleși noi. Nu, exact cum se face astăzi moda cu Germania, erau caleși vechi, reutilizate. Cu bătrânica și... care ținut-o în garaj. Da, 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 și prezentate de noi. Abia în vremea lui Carol I încep să se facă niște filiale ale firmelor de caleși de trăsuri și la București și la Iași. Putem să vedem de altfel pe emblema clubului de aici o... A, uite, cu caleașca, da. O șaretă în cazul ăsta. Ei, în schimb, birjele reprezentau echivalentul taximetriei actuale și printre primele se aflau în fața Teatrului Național. Exista un soi de monopol la birje pentru lipoveni, cunoscuți la vremea aia ca muscali. Lipovenia care sunt de Delta Dunării, adică... Da, dar există o comunitate și în București. Centrul lor a fost pe strada, în prezent se cheamă Episcop Radu, și înainte se chema ceva chiar cu birjarii vechi, dacă nu mă înșel. Este undeva către Obor. Acolo era comunitatea lor strânsă. De aici a și rămas că înjur ca un birjar, că aparent avea un comportament destul de original. Fiind stresați din trafic, ca și șoferii din ziua de astăzi, tot din cauza asta. Calea Victoriei a ținut monopolul aglomerației din România vreme de zeci de ani. Și o să discutăm un pic și despre chestia asta. În schimb, avea o faimă că și iarna inclusiv încremeneau pe birjele lor, se făcea zăpada turnuleț pe cap și oamenii nu se mișcau de acolo. Adică cu o rezistență sporită la frig, bine, probabil că aveau niște mijloace să trateze. Exact. Asta ține moda până la începutul secolului 20. Am spus noi la Belu că cel din tâi care a venit cu un automobil în București sau printre primii a fost baronul Belu. Evident, moda cu automobilul a prins foarte repede, așa că la 1912, în fața Teatrului Național, apar primele 5 taximetre din București. Primele 5 automobile care foloseau regim de taxi. Interbelicul cunoaște o creștere substanțială a numărului de automobile. Calea Victoriei și la vremea aia avea sens unic.
la un moment dat în timpul guvernului mareșalului Antonescu, între 40-44, fiindcă era atât de aglomerat și se produceau numeroase accidente că pietonii nu prea respectau mersul pe trotuar, s-a propus sens unic pentru pietoni. Adică aveai voie doar să te duci. Iar taximetriștii aveau și ei la rândul lor o problemă. În fața cercului militar exista o piață de taximetre foarte restrânsă, dar unde traficul, fiind capătul căii Victoriei, era foarte mare. La universitate, în spate, pe strada Edgar Chine, unde avem până astăzi fântâna, era o piață mare de taximetre, încăpeau vreo 40 de mașini, dar acolo nu aveai flux. Partea proastă care legislația nu îți dădea voie ca taximetrist să circul neocupat în oraș și atunci apăruseră falși clienți de taxi pe care îi plăteau taximetriștii doar să stea în mașină ca să poată traverseze la mașină la universitate ca să-i aducă încoace. Fiindcă astea erau vremurile. Facem iar o mică paranteză de pe traseul căii Victoriei. Ne ducem un pic în dreapta. De fapt, suntem deja lângă clădire. Este hotelul Continental. Înainte, până pe la 1900, exista aici un alt stabiliment care se numea Broft. Broft era tot așa la limita domeniului lui Bosel, terenului cumpărat de Bosel, despre care am vorbit mai jos. Și de hotelul ăsta se leagă o pagină anecdotică din istoria Bucureștiului. N-am apucat să spunem locul ăsta, majoritatea dintre noi îl cunosc însă. Calea Victoriei se numește Calea Victoriei din 1878, de când am câștigat noi războiul de independență împotriva Imperiului Otoman. Principala victorie a armatei române a fost cea de la Plevna, unde am reușit să înfrângem trupele comandate de Osman Pașa, cel care, înainte să ajungă și românii pe front, îi cam bătuse pe ruși, că asta România n-a fost totuși o anexă în războiul ăsta al rușilor cu turcii, ci am avut o contribuție substanțială. Pentru că Osman Pașa ni s-a predat nouă, automat, înainte să ajungă în Rusia, unde s-a finalizat călătoria lui, a trecut prin București și a fost cazat aici, la Hotel Broft, la etajul 1. Aceeași clădire. Nu știu dacă e același aspect, din câte știu a fost renovată în perioada antebelică sau chiar interbelică. Renovată de aceeași, adică ca stilul, structură stilul și este ca... neoclasic, e un stil care se practica cu siguranță și în vremea aceea. Exact, da. Dar iarăși mi-a lipsit o imagine contemporană ca să-mi dau seama dacă este exact aceeași structură. Ceea ce știm clar este că la etajul 1, cu vedere spre Calea Victoriei, a stat Osman Pașa în 1878 și s-a uitat frumos cum desfilau trupele române care bătuseră pe el la Plevna. Așadar, ne rămâne și o amintire istorică frumoasă. După perdea așa, n-a ieșit pe geam. Se pare că i-a plăcut cum a fost tratat la români. Există și o faptă relatată în presă că o fetiță a venit să-i dea flori și l-a impresionat până la lacrimi pe comandantul turc, care altfel a recunoscut bravura trupelor române. Adică, pe ultima perioadă a Imperiului Otoman în raporturile cu România, exista și niște chestii astea de cavalerism, exact cum vorbeam și la generalul... Atunci s-a inventat fair play-ul. Da, la generalul Iacob Lahovari, care comandase partea de geniu a trupelor române în războiul de independență. În momentul când a murit generalul, a venit personal ambasadorul turc să-și prezintă condoleanțele. Adică, exact, inventaseră cumva fair play-ul deja la vremea aia. Ei, și acum am vorbit că ar mai fi fost un al patrulea pasaj în sus de Bulevardul Elisabeta, sau dacă numărăm și pasajul Maca-Villacroce, un al cincilea pasaj pe Calea Victoriei. Și el pornea cumva, e foarte greu să ne imaginăm topografia străzii în momentul de față, pentru că nu mai seamănă. În momentul când a croit Constantin Brâncoveanu podul Mogoșoaiei, a croit drumul pe creasta dealului, evident, ca să nu se strângă apa pe drum. Și de atunci, de aia vedem că toate străzile care sunt înspre apus coboară, sunt în pantă. E, însă, la vremea aia, panta era mai abruptă și de unde vedem astăzi magazinul Muzica, pe partea stângă, cum, a sensului cum mergem noi, către strada Ion Câmpineanu în spate, adică către Hotelul Continental, trecea un pasaj care se numea Pasajul Român. Deci nu arăta așa strada. Aspectul ăsta e din 1958, de când s-a construit blocul care adăpostește magazinul Muzica. Pasajul ăsta a fost ridicat, cum să spun, pas cu pas, n-a fost intenționat făcut așa, tot de către Friedrich Bosel, cel care avea casele de mai jos, renumita casă de bal, aici fiind practic limita nordică a terenului pe care l-a deținut el în București, pentru că era o zonă cu multe prăvălii, omul i-a intuit potențialul, în primul rând a pavat strada, a făcut-o circulabilă și ulterior, când și-a dat seama că poate să atragă mai multă clientelă, i-a pus acoperiș de sticlă galbenă. Numele pasajului, în schimb, nu l-a dat el, ci l-a dat ziarul lui Constantin Rosetti, cea Rosetti, românul. Ziar care apărea în vremea lui Cuza și care la vremea avea cel mai mare tiraj din țara românească, 2000 de exemplare. Nu sună mult astăzi, dar pentru vremea aia când foarte puțin știau să citească, era.
Tot aici a fost, cum spuneam, și fieful presei românești din perioada ante și interbelică, adică funcționau ziarul Dâmbovița, mi se pare, a lui Dimitrie Bolintineanu, îmi scapă numele încă uneia, și două ziare de pamflet foarte interesante, Sarsailă și Nichi Percea, ale lui Oroșanu, și un ziar de satira lui Caragiale numit Claponul. Dacă ne putem apropia un pic cu camera, pentru că tot ce a rămas din amintirea pasajului român este sărăcuța de plăcuța asta de marmură, care nu spune mare lucru. Placa aia de vis-a-vis, da, aia de marmură. Pe lângă ziare, tot aici funcționa o tipografie care este amintită acolo, unde erau asociați, pe lângă Carol Goebel, care a fost unul dintre cei mai mari editori ai noștri din perioada ante și interbelică, și Walter și Petre Ispirescu. Că Petre Ispirescu n-a rămas în istoria română doar pentru bazmele pe care l-a cules, ci și pentru faptul că a fost editor. De exemplu, el l-a editat pe Dimitrie Bolintineanu, el i-a tipărit poemele și treaba asta s-a petrecut aici. Acum, pe lângă partea intelectuală, tot aici au funcționat două din primele ateliere de fotografie din București, în momentul când s-a popularizat și arta fotografică. Și avem un contrast foarte frumos. Avem un restaurant care se numea Philip, cu gastronomie franțuzească. Avem o cafenea, al cărei nume îmi scapă, în stil occidental, cum spuneam, dar în paralel cu ea încă funcționa cafenea la Radu în Pasagiu, care era cafenea orientală, cu narghilea și cu filigene. Tot rostul pasajului ăsta a fost valabil, din păcate, până la primul război mondial, când tipografiile s-au mutat, casele editoriale, în spații mai mari decât permitea zona respectivă. Cafenele orientale au ieșit complet de la modă. La noi, moda narghilelor a fost eclipsată până după 90, când s-a redescoperit. Și s-a considerat în anii 30 că deja pasajul nu mai este util și partea lui dinspre, de unde ne aflăm noi acum, a fost demolată, pentru că în 58 autoritățile comuniste să lichideze tot ansamblul și să ridice blocul ăsta, care adăpostește totuși un magazin de cultură, dar nu mai păstrează spiritul, nimic din memoria veche. Repet, e cumva meschin că singura amintire a unui întreg edificiu și a unei perioade din istoria României, că aici totuși, am uitat să spun, pe lângă faptul că au publicat cei Rosetti, Petre Ispirescu, aici aș avea atelierul de pictură Nicolae Grigorescu și tot aici avea casa Vasile Urechia, cel care, unul dintre primii noștri mari istorici. Adică nu mai e nimic care să amintească toate lucrurile astea. Ce mai întâlneam pe Calea Victoriei, pe lângă restaurantele și cafenelele celebre, erau și așa numitele băcănii de lux. Noi astăzi, în era hipermarketurilor, poate nu ni s-ar părea ceva fabulos să vezi o langustă vie, să vezi fructe care nu sunt de sezon aduse proaspăt, să vezi fel de fel de pești exotici sau așa, dar în epoca antebelică și interbelică era mare lucru și una dintre cele mai renumite băcănie în spațiul ăsta acum dezafectat se numea La Dragomir Niculescu și era magazin de delicatese comestibile. Faptul că trebuia să specifice faptul că erau comestibile, la vremea aia delicatese nu însemnau neapărat produse alimentare. Băcănia asta a fost foarte celebră până la instaurarea comunismului. Repet, era aprovizionată cu produse de lux și există un roman al lui Cezar Petrescu numit chiar Calea Victoriei, care descrie, deși nu prezintă foarte multe cadre ale vieții sociale, dar descrie Calea Victoriei și se oprește, unul dintre eroii principali, l-am dat, suferă de foame și are ghinionul să treacă fix în fața băcăniei lui Dragomir Niculescu să vadă toate bunătățile în galantar. Cândva, înainte de pandemie, nu mai știu exact să spun anul, cineva, un antreprenor român, a încercat să restaureze și i-a dat exact numele original de Dragomir Niculescu. Bine, trebuie să spunem, vechiul magazin Niculescu nu era aici, era pe colț. Era tot în zona. Aici, mă rog, e aproape ca locație. Însă se pare că ori din cauza pandemiei, ori din alte considerente, n-a rezistat inițiativa. Păcat, pe de-o parte, pentru că avusese respectul față de denumirea istorică. În stânga, în schimb, vedem probabil cel mai vechi edificiu care se păstrează până în prezent pe Calea Victoriei, respectiv Biserica Crețulescu. Este făcută de Iordache Crețulescu, unul dintre ginerii lui Constantin Brâncoveanu. Este căsătorit cu o fata lui Brâncoveanu și biserica este ridicată în jurul anului 1720. Se înscrie în curentul de artă brâncovenească. Are influențe moldovenești pe care le vedem la ochnițe, la aceste spații mici care apar pe arcade. Și pictura este făcută de Gheorghe Tătărescu, Tatarescu, tot timpul fac confuzie cu omul politic Gheorghe Tătărescu și îmi cer scuze pentru asta.
Aspectul actual al bisericii care respectă vechiul tipar istoric îi se datorează unei dintre mari arhitecți din perioada interbelică, Ștefan Balș, care reface biserica exact pe amprenta ei inițială. Și cum am spus, pictura la interior îi aparține lui Tătărescu. Evident, ne putem da seama prin locația bisericii, dat fiindcă am vorbit unde erau casele cresureștilor, cât de întins era domeniul lor și mergea până în fața Ateneului la un moment dat. Pe proprietățile bisericii Crețulescu s-a construit ulterior și următorul edificiu pe care îl prezentăm acum, respectiv Palatul Regal. După cum am spus mai devreme, reședințele domnești în Țara Românească au mers treptat către nord. Prima e la Curtea Veche, al doua e în dealul Spirii, Curtea Arsă, a treia Palatului Caragea, pe care l-am văzut pe locul actualei case Capșa. După aceea a fost o perioadă la Palatul Știrbei, când era domn Barbu Știrbei, însă deja de atunci se folosea și locația aceasta. Aici, în 1811, se ridicau casele lui Dinicu Golescu, unul dintre fruntașii boierimii, din perioada când începem să ne afirmăm noi naționalitatea. O casă construită de un arhitect vienez în stil neoclasic. Pentru că finanțele țării românești nu erau strălucite la vremea respectivă, domnii țării românești foloseau case particulare, cumva pe post de palate. Casa lui Dinicu Golescu intră în posesia statului undeva pe la 1830 și începe să fie folosită drept palat de protocol de către Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei, deși aceștia aveau unul palat în Piața Unirii și altul mai sus pe podul Mogoșei, la care o să ajungem. Rămâne palat domnesc pe vremea lui Cuza, adică aici se concentrează unele din evenimentele cheie din istoria noastră de la a doua jumătate a secolului XIX până în 1948. Aici, de exemplu, are loc lovitura de stat care înlătură pe Cuza de la putere în 1866. După aceea, este folosit ca reședință domnească și de Carol I și de asta se leagă o istorie relativ amuzantă vis-a-vis de cât de modestă era starea Principatelor Unite când a venit Carol. Carol, venit în 1866, nu vorbea română în momentul când a venit în țară, l-au adus în București și l-au dus la Palatul Domnesc. Palatul Domnesc avea un aspect atât de modest încât Carol, un pic derutat, a spus: uele, pale, unde e palatul? Și ăștia au încercat să-i mai explice odată că ăsta e palatul. Alte impresii de călător spun că totuși era o clădire aspectuoasă, adică putea să treacă drept reședință domnească. În timp, Carol I a făcut unele modificări structurii palatului. Arhitectul cred că a fost Paul Gautreau, cel care face și clădirea CEC, dar da, e posibil să mă înșel, îmi cer scuze în avans pentru treaba asta. Trebuie să reținem un lucru. Structura actuală este mult extinsă față de cea a caselor lui Dinicu Golescu. Casa lui Dinicu Golescu era aproximativ cum ne uităm la palat în partea stângă, adică cam prin zona asta. Partea centrală și respectiv partea dreaptă este apărută mult mai târziu, se face o mare extindere a palatului după un incendiu care are loc în 1926 și care distruge mare parte din edificiu, astfel încât se dezvoltă partea despre care vorbeam și ulterior este demolată în anii 30, sub Carol al II-lea, este demolată și casa lui Dinicu Golescu și se extinde și aripa stângă. Pe locul aripii stângi, după casa lui Dinicu Golescu, mai exista un hotel imperial și încă o mare cafenea a Bucureștiului, de data asta cafenea unui german, Kübler se numea. La Kübler își avea sediu literatorului macedonski, practic curentul care s-a dezvoltat în paralel cu cel al Juninii. Și aici există o legendă cum că Macedonski ar fi scris epigrama atribuită lui împotriva lui Eminescu, dar lucrul ăsta e greu verificabil. Și astfel, în 1935, cafenea Kübler se mută pe strada Academiei, unde durează până în perioada comunistă. Forma finală, așadar, a palatului, care este și el bombardat în 1944, se constituie în momentul instaurării comunismului până astăzi. Tot aici au loc evenimente istorice, abdicarea lui Carol al II-lea în 1940, când imaginea regelui deja fusese degradată total prin faptul că cedase în Basarabia, Bucovina, nordul Transilvaniei și Cadrilaterul. Tot aici este arestat mareșalul Antonescu în 23 august 1944, când România întoarce armele împotriva Germaniei și tot aici, din păcate, este forțat să abdice regele Mihai în noaptea de la sfârșitul anului 1947. În celebra scenă istorică când Petru Groza și Gheorghiu Dejil amenință că vor executa 1000 de studenți pe care i-aveau deținut politic, iar din câte mi-aduc eu aminte, Groza i-a arătat așa discret că are și un pistol în buzunar. După abolirea monarhiei în România,
Palatul a devenit reședința Consiliului de Ministri al Republicii Muncitorești Române și ulterior Republicii Socialiste Române. Iar începând cu anul 1990, sper să nu vorbesc prostii și să fie după 90, da, clar după 90, a adăpostit și Muzeul de Artă, care este până astăzi în partea centrală și în aripa dreaptă, cum ne uităm noi la el. Partea opusă a pieții este o clădire care e arhicunoscută pentru că aici, în ziua de 22 decembrie 89, a avut loc fuga lui Ceaușescu și tovarăși, faceți liniște. Alo, alo! Exact. Clădirea însă nu e din perioada comunistă. Construcția ei a început în 1938. Este opera unui arhitect cu numele de Emil Nădejde și a fost edificată de la început pentru rostul pe care îl are și astăzi ca sediu al Ministerului de Interne. Cu timpul, pardon, a avut și rolul ăsta, era inițial gândită ca să fie sediul Consiliului de Ministri, adică Parlamentul României, Guvernul României de la vremea aceea. Construcția fiind terminată în 48, n-a mai apucat să servească scopul ăsta și a devenit, în perioada lui Dej, anii prigoanei staliniste de la noi, a devenit sediul Ministerului de Interne și cunoscut faptul că în subsolurile clădirii erau beciurile unde erau ținuți deținuții, practic era echivalentul lui Biancăi din Moscova. O clădire foarte prietenoasă, dar care era bine să te duci cât mai departe. Să treci vis-a-vis. Așa, și după aceea a devenit sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ceea ce explică de fuga lui Ceaușescu. După 90 a fost o vreme sediul Senatului, iar în prezent, repet, a revenit la sediul al Ministerului Afacerilor Interne, dar cu o reputație mai puțin infamă, alături o clădire unicată în București, din câte știu eu. Aici se presupunea, deși nu am găsit informații care să certifice lucrul acesta, că ar fi fost sediul Direcției a 5-a Securității, practic cea mai infamă dintre, dar nu sunt informații care să verifice lucrul ăsta. Cert este că în incendiu care a izbucnit la 22 decembrie 89 și care a mistuit BCU, a fost afectată și această clădire. Și nu știu să mai există un alt caz în București de proiect arhitectonic care să conserve vechea fațadă și să permită ridicarea unei clădiri moderne în cadrul acesteia. Probabil cel mai celebru exemplu din Europa este catedrala din Dresda, care a fost distrusă de bombardamentele aliate în al doilea război mondial. Și în Berlin a văzut foarte multe, în Berlinul de Est a văzut foarte multe clădiri la fel, păstrate fațada și înăuntru. De atunci apare curentul ăsta și se menține până în prezent. La noi, repet, nu știu să mai existe un asemenea exemplu. Iar în fața noastră este sediu, numele corect al edificiului este Fundația Universitară Carol I. Ea cu numele ăsta a fost înființată în 1891, sper să nu greșesc anul. Tot Paul Gautreau este cel care proiectează clădirea și se vede clar influența neoclasică. Este practic principala contribuție culturală pe care a avut-o regele Carol I la față de țara lui de adopție. Numele de Fundația Culturală a durat evident până în 48, când comuniștii nu aveau chef să mai își aducă aminte de Carol I. De altfel, și statuia pe care o vedem noi în prezent, ca și alte statui din București, din păcate, este o replică a uneia mai vechi. Un sculptor croat, al cărui nume din păcate îmi scapă, realizase o statuie similară în perioada interbelică, care a fost distrusă în 48. Iar statuia actuală este opera unui sculptor român, Florin Codre, care este încă în viață, este căsătorit cu cea de-a doua soție a lui Nichita Stănescu, cu Dora Stănescu. Și este un mare pasionat de cai, din câte știu eu, ceea ce explică aspectul foarte realist al statuii până în prezent. Există și o mică problemă, Carol I stă cu spatele calului direct spre sările de conferință din Fundația Universitară Carol I, dar să spunem că e un defect care poate fi ignorat. Cum spuneam? Ideea ar fi fost să-l pună cumva în diagonală, să nu stea cu spatele fix în ferestrele Fundației Universitare, dar aparent a fost o treabă de perspectivă. Așa din sala de conferințe, te cam uiți în fundul calului. Cum spuneam, în noaptea de 22 decembrie 1989, din cauze care n-au fost complet elucidate până în prezent, întregul sediu al Fundației Universitare, cât și din păcate fondul de carte veche al bibliotecii a luat foc și într-un fel sau altul s-au pierdut niște exemplare de neînlocuit. A urmat o restaurare destul de îndelungată între 1990 și 2000, însă rămâne până în prezent
una dintre cele mai de prestigiu instituții culturale din România, a fost condusă de-a lungul timpului de personalități marcante, cum ar fi cel mai longeviv director al ei, Alexandru Țigara Samurcaș, custodele colecțiilor reale, regale, în perioada antebelică. Și totodată, cum am spus, una dintre contribuțiile majore ale casei regale a României la cultura națională. În dreapta e o stradă care poartă numele probabil celui mai de succes primar al Bucureștiului, Demn Dobrescu. Am făcut o confuzie la Belu când i-am spus lui Pache Protopopescu primarul Târnăcop. De fapt, Dobrescu este primarul Târnăcop. Avocat de profesie, a avut un mandat în perioada interbelică și este probabil primarul care a avut cele mai mari realizări pentru urbea bucureșteană, lăsând la o parte sistematizarea străzilor. Este cel care a gândit pentru prima oară o amenajare a Parcului Tineretului, de exemplu, unde era înainte o groapă de gunoi, se numea Valea Plângerii. Și Demn Dobrescu are o idee fabuloasă, zice, dar de ce să nu facem noi pârtie de schi în mijlocul Bucureștiului? Au tasat gunoaiele și au amenajat o pârtie de schi unde au adus instructori inclusiv de la Peleș și până prin anii 60 a dăinuit moda să se facă schi în zona unde schifon, astăzi... Nu? În zona unde astăzi există Parcul Tineretului. Din păcate, a fost înțeles de foarte puțini oameni la vremea lui și chiar are o lucrare legată de istoria Bucureștiului și unde spune că principala piedică în calea realizării Bucureștiului mare este Bucureștiul mic, care refuză să crească. Și avea dreptate într-un fel. Bucureștiul a păstrat în afara Căii Victoriei, adică deja în momentul când treceai cu câteva sute de metri de centrul modernității, de Calea Victoriei și de centrul modernității, găseai deja mentalitatea de sat. Și la asta se referea primarul, că era foarte greu să uniformizezi peisajul urban al Bucureștiului și, din păcate, se pare că rămâne greu până în prezent să se întâmple așa ceva. Acum, o să ne oprim la unul dintre cele mai semnificative edificii din capitală. O să-l vedem întâi în perspectivă și după aceea, cel mai probabil, traseul o să ne readucă în preajma lui. Este vorba, evident, de Ateneul Român. Ateneul Român, dacă putem să spunem asta, a fost prima clădire simbol pe care a ridicat-o monarhia în București. Locul are o istorie destul de îndelungată. Aici se termină proprietățile crețuleștilor și începeau cele ale văcăreștilor. Boierii care s-au remarcat și prin literatură. Poeții văcărești sunt printre primii autori din literatura română, celebru fiind Ienăchiță Văcărescu. E bine, o membră a acestei familii, Ilinca Văcărescu, se căsătorește pe undeva pe la începutul secolului XVIII cu marele ban Mihail Cantacuzino, o altă personalitate culturală importantă a culturii române de atunci, și primește ca zestre de la tatăl ei terenul actual, terenul pe care se află Ateneul. Aici, banul Mihail Cantacuzino pune să se zidească o biserică. La un moment dat e nevoie să fugă în Rusia pentru că era filorus și în anumită domnie Fanariote n-a prea fost văzut cu ochi bun. Termină zidirea bisericii când se întoarce și hotărăște să o închine ca metoc episcopiei de Râmnic. Vorbeam în turul din centru vechi de biserica Sfântul Dumitru de Jurământ, care spuneam că era metoc al episcopiei Buzăului. Cea de-a doua mare eparhie a țării românești, pe lângă mitropolia din București, era cea din vest, cea olteană a Râmnicului. Ei bine, atât ierarhii de la Buzău cât și cei de la Râmnic aveau nevoie de un loc unde să vină în capitală, să vină în fața superiorilor lor ierarhic. Cei de la Buzău trăgeau în centru vechi la Sfântul Dumitru de Jurământ, cei de la Râmnic veneau aici. Adică pe lângă biserică, care se pare că era în ultima ei formă în stil gotic, rar întâlnit la bisericile bucureștene, existau mai multe clădiri care erau cunoscute drept clădirile episcopiei. La fel, după secularizarea averilor mănăstirești, neprea mai existând fonduri pentru restaurări și având loc cu tremure, respectiv incendii, în cazul ăsteia vorbind de cu tremure, clădirile erau destul de afectate, zona era destul de încărcată urbanistic și atunci nu prea puteai să le lasă să dărâme de la sine, că riscai să se dărâme împreună cu altele. Așa că arhitectul Xavier Villacros, care iarăși vedem că a avut o implicare puternică în viața urbană a Bucureștiului, propune să se restaureze. Neprea fiind fonduri, la un moment dat se proptește cu niște bârne de lemn, se leagă cu cerci de fier, nu se prea soluționează cum trebuie situația, așa încât pe la 1876, cred că este anul, se hotărăște demolarea bisericii,
și pe locul bisericii, vorbim de partea din fața Ateneului și spațiul propriu ocupat de Ateneu, se ridică o grădină care păstrează până astăzi ca denumire amintirea bisericii, pentru că se cheamă Grădina Episcopiei, făcând referire la Episcopia Râmnicului, și strada de alături se cheamă până în prezent Strada Episcopiei. Numai un moment să-mi dau seama pe unde o să o luăm de aici. Oh, am mers prea mult, trebuie să ne întoarcem un pic. Continuăm să povestim, dar mergem un pic înapoi ca să nu ratăm câteva obiective. Ok. Îmi cer scuze, m-a luat firul poveștii și... Nu e problemă. E soare, e frumos, e plăcut. Bun. Pe această grădină a Episcopiei, la un moment dat, amatorii de sporturi hipice din România hotărăsc, după demolarea bisericii, să ridice un manej fix în buricul târgului și un hipodrom. Se începe construcția... Chiar aici? Vorbim exact pe unde se află Ateneul. Ah, ok. De aici vine... Probabil că fiind hipodrom era mai mare decât... Din ce am citit eu relatările istorice, forma Ateneului e dată tocmai de la faptul că e construit pe fundația manejului, care era rotundă. Mm-hmm. Cel mai probabil au rămas fără fonduri sau, mă rog, administrația municipală a zis că nu era chiar de bun gust să trântești un manej în buricul târgului. Bine, nu era mijloc încă la vremea aia, dar oricum, devenea zonă centrală. Era epicentru. O să mergem în partea aia. Și... dintr-un motiv sau altul, repet, se încheie, nu se finalizează construcția asta. Vom avea, în schimb, un hipodrom la Băneasa și o să revenim asupra lui, pe locul unde e actuala Casa Presei Libere. Pe fundațiile existente de la acest manej, datorită eforturilor naturalistului Constantin Sarcu, pe care l-am văzut la Belu, al cărui monument funerar l-am văzut la Belu, care inițiază împreună cu mai multe personalități culturale ale epocii o colectă publică, cerebra campanie Dați un leu pentru Ateneu, care a stat și la bazele fondării Loteriei Naționale, se creează Societatea Ateneului Român și se adună fondurile necesare pentru edificarea Ateneului, al cărui proiect este întocmit de către arhitectul francez Albert Galeron, care este secondat la execuție de către un arhitect român pe nedrept uitat astăzi, Constantin Băicoianu. Constantin Băicoianu este uitat astăzi pe lângă faptul că are nume identic cu un economist care a contribuit la organizarea Băncii Naționale, dar sunt două personaje diferite. Băicoianu nu prea are lucrări unde să fie el prim arhitect. El a fost un foarte bun secundant. A contribuit inclusiv la edificarea clădirii Academiei Române de pe Bulevardul Dacia. Repet, este pe nedrept uitat. Mormântul lui se află tot în cimitirul Belu, în capela familiei Florescu, Floreștii fiind printre altele și cei care au făcut... Unul dintre Florești este istoricul George de Florescu, de la care avem până în prezent lucrarea din vechiul București. E bine, Ateneul este terminat în 1886, dacă nu mă înșel. Practic, ceea ce spune posteritatea este că au vrut să facă o clădire despre care urmașii să spună că, domnule, au fost nebuni ăștia când s-au apucat să construiască. Și totodată să dea un simbol cultural orașului București. O primă orchestră simfonică a Ateneului este condusă de Eduard Wachmann, după care urmează alte mari personalități, cum ar fi George Georgescu. Și în perioada interbelică, urmând modelul de la Versailles, dacă mă întrebați pe mine, se pictează de către pictorul Costin Petrescu marile frize ale istoriei naționale, pornind de la Burebista și mergând până la perioada contemporană atunci, respectiv domnia lui Carol al II-lea. Un urmaș al pictorului Costin Petrescu chiar povestește o scenă amuzantă legată de regina mamă Elena, mama regelui Mihai I și soția lui Carol al II-lea, care în preajma abdicării lui Carol îi cere pictorului Costin Petrescu să scoată ultima friză în care era prezentat Carol al II-lea cu Mihai. Și pictorul Costin Petrescu se face cumva că nu pricepe exact ce i-a cerut și schimbă scena cu totul și face o scenă alegorică. Și în momentul când se dezvăluiește pictura, regina mamă observă că, unde-i Mihai? Păi n-a spus să scot? Nu numai pe Carol să-l scoți. Aaa! Scuze! Da, asta cumva arată simțul istoric al pictorului și despre asta vorbeam și la Belu. Indiferent care este posteritatea, faptul că omul a existat în istorie trebuie recunoscut. Și acum ajungem la una dintre cele mai rafinate clădiri din București, dacă mă întrebați pe mine. E un amestec de stiluri, neoclasic cu renascentist și în interior are și elemente de decor gotic. Este Casa Memorială, în prezent Muzeul Teodor Aman. Este prima locuință atelier de pictor pe care o avem în București.
făcută la, în a doua jumătate a secolului 19. Deci a locuit Aman. Da, asta a fost casa lui. Principalul artist care s-a ocupat cu executarea lucrării este mai vechiul nostru prieten din Belu, Carl Storck, sculptorul de origine austriacă. Dar tot proiectul este făcut după indicațiile directe ale lui Aman. Teodor Aman este mort undeva la sfârșitul secolului 19 și soția lui Ana Aman, potrivit dorinței pe care o lăsă el prin testament, face demersurile necesare pentru transformarea casei în muzeu și lucrul ăsta se întâmplă la 1908. Sunt păstrate atât lucrări în toate tehnicile ale lui Aman, dacă am reținut eu bine, sunt un număr de 165 de lucrări păstrate în incintă, plus lucrările altor pictori, atât români cât și străini, se păstrează instrumente de lucru. Are meritul de a nu-și fi schimbat niciodată destinația, adică de când a fost organizată ca muzeu, a rămas până în prezent cu aceeași funcțiune. Și repet, din punct de vedere arhitectonic, este una dintre bijuteriile Bucureștiului. Acum, ca să putem expune mai bine, recomand să traversăm puțin. Okay. Deși o să ne continuăm drumul înspre nord, dar în felul ăsta putem să le vedem mai bine. Vis-a-vis de Muzeul Teodor Aman, vedem Palatul Cesianu Racoviță, în prezent sediu societății Artmark, respectiv Art Society. Nicolae Cesianu, cel care a cumpărat terenul ăsta de la celebra Procopoaia, care avea casele în București și deținea mai multe proprietăți, este unul dintre descendenții lui Iancu Jianu Zapciu, boiernașul oltean care s-a transformat în haiduc și de la care putem să vedem filmele în care e Adrian Pintea, da, rolul, da, principal. Sper că n-am spus Rosetti Cesianu, că este Cesianu Racoviță, pardon. El este, se căsătorește în familia Racoviță și face acest palat. Stilul este tot neoclasic. Are o cramă foarte interesantă, între altele. Și este proiectat de un arhitect francez. Trebuie să recunosc că numele lui îmi scapă în momentul de față. A fost locuit de către familie până în perioada interbelică. Familia Cesianu are de altfel mai multe proprietăți bucureștene și este încă una care se păstrează în condiții admirabile până în prezent. Este vorba de casa Filipescu Cesianu, care este în susul Căii Victoriei, dar pe care cred că o să o vedem în episodul următor, că este deja spre capăt. În perioada comunistă, ca să ne dăm seama la un dat cum s-a putut perverti situația din interbelic, a fost alimentar aici. Ulterior, după anii 90, din câte am văzut în documente, a fost în proprietatea unei societăți administrate de Puiu Popoviciu, până la preajma scandalului care a dus la fuga lui din țară, și în prezent, așa cum probabil majoritatea dintre noi știm, este sediu casei de licitații Artmark, vedem lângă și Sotheby's, și măcar are o menire cât de cât culturală. Culturală, da. Iar lipită de ea, casa aceasta cu stil eclectic, arată abandonată, părăsită, așa. Nu este. Din câte știu eu, în interior chiar a fost renovată. Este casa unui alt personaj pe care l-am întâlnit la Belu și despre care am discutat la începutul turului, respectiv generalul Vasile Zotu. În momentul ăsta nu reușesc să depistez unde anume pe frontispiciu ar trebui să existe marcată inițiala Z. Dar probabil că este pe fața cealaltă, spre Dinicu Golescu. Despre el s-a remarcat în prima oară în Războiul de Independență, unde a făcut parte într-un batalion de geniu. Ulterior a fost comandantul cetății București și înainte de intrarea noastră în primul război mondial, ajunsese comandantul șeful marelui stat major al armatei române. Tot lui îi se atribuie planul Z, respectiv planul de ofensivă. Așa se leagă cumva în... Foarte frumoasă clădirea, istorie. Deosebită. E clădire amplă. Frumoasă. Și se vede bunul gust al omului. Da, arhitectură deosebită. Păcat de ea că n-au renovat-o pe exterior. Am spus, din câte știu, există și un scurt documentar legat și de ea pe internet. Interiorul este renovat, adică faptul că fațada nu arată foarte bine, n-ar trebui să implice neapărat și deficiențe structurale. Să sperăm cel puțin. Are și un episod trist legat de ea. După cum vorbeam la Belu, generalul Zotu s-a sinucis la puțină vreme după ce intră România în primul război mondial și trebuie să facă o adăugire, că nu eram foarte bine edificat la Belu. Se pare că principalul motiv... A, uitat Z-ul. Este în fața, deasupra intrării principale. Deci dacă ne uităm, intrarea care e spre Dinicu Golescu, deasupra încadramentului se văd laterale două efigii cu Z. În
perioada când a intrat România în primul război mondial în 1916, la puțină vreme după ce am intrat în război, a fost deconspirat un agent de informații german la București, Günther, care lucrase ca director al unei societăți petroliere. În biroul lui s-a descoperit o listă de așa ziși informatori ai Germaniei. Acum, totuși eu mențin rezerva dacă lista era reală sau era exact o cacealma menită să discrediteze mai multe personalități, dar în lista cum asta... Cum se practică de către servicii exact. Și în ziua de astăzi. Nu știm care e adevărul, dar cert este că pe lista asta a figurat și numele generalului Zotu și majoritatea înclină să spună că de rușinea acestui fapt, generalul s-ar fi sâncis, s-a sâncis în podul casei. S-a împușcat în podul casei pe care o vedem noi astăzi. În prezent știu sigur că nu mai este în proprietatea familiei Zotu. Și v-am spus, din câte am putut să aflu eu... Văd o pancartă cu birou notarial acolo. Dar da. Cine știe cine e proprietarul și nu, poate siguran, cu siguranță nu există un singur proprietar, dacă mă întrebați pe mine, pentru că fiind, o, după cum vedem, o clădire destul de amplă și construită acum 100 și ceva de ani, poate să aibă funcționalitate pe secțiuni. În spatele nostru, nu vom continua către Magherul, pe ăsta ni-l rezervăm pentru un documentar viitor, dar putem să amintim în schimb biserica Bradu Boteanu, tot biserică tot de secol 17. Și strada parcă e Boteanu asta, nu? Da, exact. Ca un prieten care are camie de avocatură chiar în vila aia lângă. Ctitoria unor negustori în prima fază, făcută din zid, după aceea mi se pare, sper să nu vorbesc prostii, de doamna Marica Brâncoveanu. Dar e posibil să amestec eu aici un pic datele istorice și n-aș vrea să spun inexactități. În schimb, istoria ei din perioada comunistă este mai interesantă pentru că a devenit un soi de loc de refugiu. Aici a venit să slujească părintele Stan Dimancea, cel care a fost paroc la Biserica Enei, prima biserică demolată de Ceaușescu, cea vis-a-vis de Intercontinental. Și tot aici venea să slujească cel care a fondat Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim, arhimandritul Grigorie Băbuș, colegul patriarhului Teoctist. Tot așa un fapt inedit. Aici, în perioada comunistă, a fost paroh părintele Constantin Grigorescu, al cărui mormânt e la Beluș, care a rămas cumva în mentalul credincioșilor din perioada aia, drept cel mai bun bas pe care l-a avut preoțimea ortodoxă română din București. Există până astăzi o pericopă din Evanghelia după Luca pe YouTube, cu vocea lui, și e spectaculos că reușește să ajungă în contrala. Ți-am dat și mie un... O să punem și linkul la dispoziție. Uh-huh. Repet, o voce într-adevăr spectaculoasă. Asta ca un aspect așa inedit al Bucureștiului, paranteză la Bucureștiul Regal. Și acum o să continuăm pe strada Dinicu Golescu. Stradă care amintește astfel de proprietarul caselor pe locul cărora acum ființează Palatul Regal. Ascuns în spatele Ateneului, mai avem o instituție care a reunit la un moment dat o elită culturală și politică bucureșteană. Este vorba de Jockey Club. Așa cum spune numele, motivul existenței acestei instituții a fost pasiunea pentru sportul hipic. Primul jockey club existent s-a înființat la Iași, undeva la mijlocul secolului XIX. Sau... De la da, de... cei care erau cumva amatori de sporturi hipice, fie că dețineau cai, cum era cazul lui Marghiloman, fie că participau la jocurile hipice și puneau pariuri. Repet, principala activitate a acestui club era legată de hipodromul de la Băneasa, ale cărui venituri erau încasate aici. Uh-huh. Și în timp a reunit și una dintre principalele loje masonice din București. Am spus asta la Beluș, o să o repetăm. De exemplu, principalele personalități ale Revoluției de la 1848. Ca paranteză, Palatul Regal, fosta casa lui Dinicu Golescu, a fost și sediul guvernului provizoriu de la 1848. Uh-huh. Marile personalități românești ale acestei revoluții erau în mare parte școlite la Paris, unde fuseseră inițiați inclusiv în lojile masonice, masoneria fiind la acea vreme un instrument real pentru afirmarea naționalităților, pentru edificarea culturii naționale a fiecărui popor, și au făcut parte mulți dintre ei din această lojă. Între relatele pe care le-am găsit, trebuie să spun că în istoria masoneriei nu mă pricep și decât să dau informații eronate, prefer să mă abțin. Însă am găsit, de exemplu, la Alexandru Paleologu, care a fost la rândul lui membru Jockey Club în tinerețe, consemnate mai multe informații, de exemplu, cum se făcea alegerea unui membru, trebuia să ai doi nași și se făcea prin vot. Însă un vot negativ echivala cu două voturi pentru. Așadar, trebuia să ai mare grijă ce proporție de voturi luai, că altfel riscai să nu fii admis, și se pare că inclusiv un principe Bibescu Brâncoveanu n-a fost admis pentru că nașii lui, cei care îl prezentaseră, nu s-au obosit să facă prezentările personal, ci au pus numai un afiș. Și atunci mai mulți membri s-au simțit ofuscați și au zis că nu-l primesc.
Evident că tot farmecul Jockey Club a durat până în 1948, când noul regim comunist a identificat-o clar drept un cuib de burghezo moșieri și a dus la eradicarea ei și au revenit după anii 90. Altfel, Alexandru Paleologu povestește că aici era o societate culturală foarte interesantă, unde se adunau foști diplomați, foști generali, foști oameni de cultură și se purtau, mai ales vara, discuții udate din belșug cu vin de drăgășani până noaptea târziu. Și o să facem un mic excurs în partea dreaptă, chiar dacă depășim un pic perimetrul Căii Victoriei. De aici rețeaua de străzi se complică puțin și atunci, cu siguranță, partea dinspre nord o vom acoperi într-un tur următor, că deja am vorbit destul de mult. Însă aici, în colțul acesta unde sunt în prezent blocurile ONT și EVA, au existat înainte două clădiri semnificative pentru istoria Bucureștiului. Deci vorbim de blocul care se înalță în față, în partea dreaptă. Blocul EVA, nu? Da. Și lângă el este blocul ONT. Exact vis-a-vis de blocul Aro, ulterior blocul Patria, unde era fostul cinematograf, a existat până în anii 60 casa și ulterior muzeul Anastase Simu. Anastase Simu, avocat de profesie, senator de Brăila în mai multe legislaturi, a fost unul dintre cei mai mari colecționari de artă pe care a avut România ante și interbelică și a avut locuința, repet, exact vis-a-vis de blocul Aro, o locuință unică în Bucureștiul de atunci, pentru că era construită exact ca un templu grec, era copiată după Erechteionul din Atena, adică cu coloane sub formă de cariatide. În muzeul Simu se adunaseră la un moment dat, în timpul vieții fondatorului, undeva la vreo 600 de lucrări de pictori români și străini. Anastase Simu, repet, este primul care ia inițiativa, adică dacă la Teodor Amean avem prima casă atelier din România, la el avem primul muzeu particular oferit poporului român pentru edificarea culturală. Omul ăsta își pune pur și simplu, era un mare moșier, avea o avere considerabilă, și își pune pur și simplu la dispoziție locuința încă din timpul vieții pentru a deveni muzeu. Cei care au preluat fondul Simu ulterior și l-au administrat, au sporit cu mult colecțiile de artă, însă regimul comunist, în momentul când s-au făcut unele sistematizări în zona Maghiero, a decis demolarea casei, deși, repet, era în sine o bijuterie arhitectonică, și mutarea, din fericire, fondul Simu a rămas în mare parte complet, a fost mutat la un palat pe care o să-l vizităm în cadrul turului, la Palatul Romanit, actualul muzeu al colecțiilor de artă. Însă clădirea, repet, a dispărut. Iar unde vedem părculețul ăsta din spatele, practic, blocului Eva, fața blocului Eva este spre Bulevardul Maghieru, aici era casa lui Titu Maiorescu. Aici era unul din locurile predilecte de întâlnire ale societății Junimea. Titu Maiorescu, una dintre personalitățile centrale și politice și culturale ale României antebelice, a fost inclusiv prim-ministru al României și în timpul prim-ministeriatului lui, dobândim noi cadrilaterul în urma celui de-al doilea război balcanic. Și fondatorul, alături de alte personalități culturale, pe cum Iacob Negruții sau Teodor Osetie, al Junimii, în cadrul căreia s-au afirmat una dintre principalele voci ale literaturii române, Mihai Eminescu. Potrivit legendei, aici ar fi citit prima oară Eminescu Luceafărul. Așa, Ion Luca Caragiale, cel care mai târziu s-a certat cu Maiorescu pentru că l-a acuzat că i-ar fi modificat poeziile lui Eminescu, deși spre sfârșitul vieții se pare că au vrut să se împace, sau Ion Creangă, care a făcut la rândul lui niște vizite la București, se pare că s-ar fi produs aici. Titu Maiorescu, altfel, a avut și o viață destul de agitată, a fost acuzat în epocă de mai multe scandaluri de imoralitate, avea și o poreclă de muierescu, aparent îi plăcea foarte mult sexul frumos, și exact cum spuneam la Capșa, erau niște domni care discutau foarte serios de vinuri, de cai și de femei. Da. Spre deosebire de perioada antebelică, în momentul când intrăm în interbelic, îmi scap acum numele autorului, dar se spune că, spre deosebire de domnii de la Capșa, principalele preocupări ale bucureșteanului deveniseră gheșeftul, petrecerea și femeia. Deci doar femeia rămâne constantă în preocupări. Da. Restul decad un pic față de linia culturală a antebelicului. La fel, casa respectivă a rezistat până în prima perioadă a regimului comunist, după care a fost distrusă. E păcat, pe de o parte, pentru că se șterge memoria unui om și a fost cazul mai multor vechi case boierești din București, care puteau să fie foarte ușor salvate. Însă, din păcate, Bucureștiul s-a edificat de multe ori peste vechi, nu conservând vechiul. Dacă în prima parte a turului am mers oarecum legat, pentru că mergeam în partea cea mai veche a Căii Victoriei,
Acum trebuie să amintim faptul că trecând de Biserica Crețulescu, de fapt am trecut de prima limită a orașului București. În partea aceasta deja orașul se întinde începând cu secolul XIX. De altfel, Cezar Petrescu în Calea Victoriei făcea o paralelă interesantă, compara Calea Victoriei, care e o stradă care cam contrazice așa sistemul de urbanism, că nu e dreaptă, este șerpuită, o compara cu un copac și zicea exact, e un copac din ăsta sălbatic crescut, noduros, nu e crescut drept, nu e altoit cum trebuie. Își trage rădăcinile în strada Lipscani, unde erau primele bănci și magazinul zarafelor unde se făceau banii, și se șerpuiește până către capul podului. Capul podului este actuala Piața Victoriei, acolo unde era limita orașului la începutul secolului 20 și de unde începeau după aceea locurile, spune el, de relaxare ale bogătanilor, adică casele de pe Chiselef, de pe actualul Bulevard Titulescu. Bun. În zona intermediară, așadar unde ne aflăm noi aici, mai sus de fostul Hotel București, avem ceea ce a fost la un moment dat altă reședință domnească a țării românești, respectiv Palatul Știrbei, construit pentru domnitorul Barbu Știrbei în perioada când era mare logofăt, de către un arhitect francez numit Saint-Jouan. Stilul este de asemenea neoclasic, aspectul palatului nu este cel inițial, în jurul anului 1880, are loc o renovare. Majoritatea istoricilor de artă spun că n-a fost printre cele mai inspirate renovări, pentru că în cadrul renovării s-a adăugat turnul ăsta din corțul de nord-est, care practic modifică. Din dreapta, de acolo, da, modifică ăla, nu? Cumva echilibrul structurii. Bă, dacă e ciudat, cu geamurile alunguieți, așa. Dacă ne uităm, excludem aripa cu turnul, vedem că clădirea este perfect proporționată. Asta este o adăugire din anul 1880 și se adaugă de asemenea un element care totuși îl identifică arhitectonic, respectiv cariatidele situate în partea centrală, la nivelul superior, și care susțin antablamentul. Palatul este construit în formă de U, dar nu se observă pentru că este un U orientat spre grădină în spate. A rămas în posesia familiei tot așa până în perioada interbelică. Nu știu să spun exact care a fost rostul lui în perioada comunistă și nici care este situația lui actuală. Știu sigur că era într-o stare destul de avansată de degradare și lucrul ăsta se poate observa până în prezent, mai ales la extreme. La un moment dat, ceea ce m-a amuzat teribil este că nimeni nu știa că e nimeni. Mulți îl știau drept grădina Eden, legat de localul care a funcționat la un moment dat în spate, și mai nimeni nu știa că de fapt este Palatul Știrbei și, repet, până să se stabilească definitiv reședința la Palatul Regal, a fost o vreme reședință de domn în țara românească, adică este totuși unul dintre locurile unde s-a făcut istorie. Și acum putem să continuăm filmarea, pentru că următorul nostru obiectiv este situat destul de aproape, dar până ajungem la el, să mai subliniem un lucru. În mod cert, începând din secolul al XIX-lea și continuând către perioada interbelică, Calea Victoriei a fost centrul modernității Bucureștiului. Adică pentru orientalii care se desprinseseră mai târziu din Imperiul Otoman, o excursie în București echivala într-adevăr cu o excursie în Micul Paris, că noi de la ei am luat denumirea de Micul Paris, nu de la francezi. Pentru cei din Balcani, care stătuseră mult mai mult sub turci și aveau arhitectura mult mai influențată de spiritul ăsta oriental, o călătorie la București echivala cumva deja cu o tranziție spre Occident, pentru că noi într-adevăr am fost tot timpul între Orient și Occident, nici perfect occidental, dar nici deplin orientali. Și Calea Victoriei practic cumula chintesența modernității urbanistice bucureștene, însă a rămas până târziu de tot, totuși, un loc al contrastelor, și lucrul ăsta e remarcat de călătorii străini, care spun că undeva pe aici, pe colțul cu Calea Griviței de la Palatul Știrbei, lângă Palatul Știrbei, care totuși este o clădire foarte frumoasă din punct de vedere arhitectonic, era o amărâtă de magherniță de lemn care stătea să cadă și al cărei proprietar n-a vrut nici în ruptul capului să-și cedeze terenul. Și exact așa spunea și pamfletarul Orășanu, îmi spunea că aici e un palat și acolo e un bordei. Adică asta cumva ilustra contrastele vieții urbane bucureștene, care începând cu a doua jumătate a secolului XIX se modernizează într-un ritm foarte accelerat, dar nu uniform. E bine, o structură care ilustrează destul de concludent tranziția asta cumva accidentată pe care am avut-o noi de la spiritul oriental la spiritul occidental și de la un oraș mai degrabă sat la o capitală europeană, este următoarea structură. Ea poartă mai multe nume, însă numele istoric cel mai corect ar fi Palatul Romanit, cel pe care îl vedem în partea stângă, da, tot cu influențe neoclasice și renascentiste. Este o structură, mai mult decât la Palatul Știrbei, edificată treptat.
prima construcție i-a aparținut unui boier pe numele lui Grigore Faca. Fiul lui a fost scriitor, dar e destul de uitat astăzi, Costache Faca. Construcția este începută în perioada Fanariotă, în 1811. Este cumpărat ulterior de către un vistiernic grec stabilit tot cu fanarioți în Țara Românească, vistiernic romanit, de la care se dă numele palatului, care moare undeva pe la 1830 și ceva. Interiorul palatului este descris tot de Ion Ghica în scrisorile către Vasile Alexandrii. Ion Ghica, cel care avea moșia de la Ghergan, clar nu era un om căruia să-i fie străin luxul, dar însuși Ion Ghica se declara total impresionat de interiorul palatului ăsta, care era printre primele care rupeau tiparul oriental, deși mai păstra covoare de damasc sau divanuri, dar deja aducea candelabre de la Murano, aducea oglinzi venețiene, schimba cumva decorul într-o manieră occidentală. Tot arhitectul Saint-Jean este cel care se ocupă de redecorarea acestui palat. Și în jurul anului 1830 intră în posesia statului. Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica îl transformă în cancelarie, adică un loc unde practic se rezolvau reclamațiile, petițiile la adresa domniei. După care a avut mai multe funcțiuni, între funcțiunile principale fiind aceea de Minister de Finanțe, când i s-au adăugat aripile, laturile U-ului, pentru că nu era suficient spațiu pentru birouri. Și după aceea, în perioada comunistă, rolurile lui sunt mai obscure până în 1978, dar clar anumite instituții care au stat vremelnic pe aici au cam dăunat clădirii. Nu știu exact când s-a făcut ultima restaurare, dar putem să observăm că este foarte inspirat făcută. Începând cu anul 1978, își intră în rolul actual, care este aceea de Muzeu al Colecțiilor, unde, după cum am spus mai devreme, se păstrează inclusiv colecția Anastase Simu, sau, ca să facem o legătură de la Belu cu o personalitate care, eu v-am spus, cred că e pe nedrept uitată, actorul Dan Nasta, care a fost unul dintre marii colecționari privați ai României, moștenitorii lui au avut inițiativa laudabilă să doneze întreaga lui colecție de artă Muzeului Colecțiilor și în prezent poate fi vizitată, ocupă două săli în cadrul palatului. Pe cât de important este el ca moștenire arhitectonică, este evident crucial să-l vizitezi pe interior, pentru că se păstrează acolo o întreagă istorie culturală românească din ultimele două secole. Lipită de el stă o altă clădire istorică bucureșteană, respectiv Casa Monteoru. Da, nici în cazul ei numele nu este al primului proprietar. În momentul ăsta trebuie să recunosc că îmi scapă numele celui care a inițiat construcția, însă cel care a cumpărat-o a fost industriașul și petrolistul Monteoru, cel care și-a împrumutat numele stațiunii Sărata Monteoru din județul Buzău, unde există până în prezent, recunosc că detaliile tehnice mă depășesc, nu știu să explic, o mină de petrol, care îți pare că este unică în lume. Un om foarte bine, cu un simț al afacerilor foarte bine dezvoltat și care a intuit importanța economică pe care o dobândea petrolul încă din secolul XIX, a deținut la un moment dat, se pare că vreo 100 de sonde de țiței pe moșii din Buzău și din Prahova. Și aici este o treabă surprinsă de Cezar Petrescu. Calea Victoriei, fiind în avangarda modernității, este prima care surprinde și schimbările sociale. Și ea surprinde în secolul XIX eclipsa treptată a boierimii și afirmarea noilor afaceriști. La un moment dat, Cezar Petrescu descrie, așa spune el, casa unui boier de viță veche care, deși ipotecat din toate părțile de moșii și de toate, ținuse cu dinții să nu piardă paia. Și la un moment dat, abia urmașii lui, după ce bătrânul se încăpățânase să trăiască până la o vârstă matusalemică, ajunși în proprietate, se grăbesc să vindă unui afacerist în domeniul petrolului. Povestea poartă destule similitudini cu casa asta, dat fiind că în romanul lui Cezar Petrescu, autorul casei este indicat ca fiind Ion Mincu, părintele Școlii Românești de Arhitectură, și în cazul ei, cel care îi dă forma actuală este Ion Mincu, după ce o cumpără Monteoru. Ulterior a adus modificări și Nicolae Cuțarida. Interiorul casei, care din păcate nu mai poate fi vizitată pentru că a fost retrocedată după știința mea, este într-adevăr un model de design interior. Sunt niște tavane absolut splendide, mobilier. Și e privat acum? Da. Din păi câte... și oare de ce nu renovează? Că arată îngrozitor. Exteriorul, da, din câte știu, interiorul e mai reușit de atât. Au avut loc și niște distrugeri în timp, undeva în curte, dar nu știu cum reușim să o vedem, pentru că ne avem da, gardul ăsta acoperit. Monteoru adusese la un moment dat de la Paris, dacă nu mă înșel, trei statui de inspirație greacă, dintre care știu că s-ar mai păstra una. Istoricul casei e în felul următor. Monteoru este mort undeva la sfârșitul secolului XIX, iar casa îi rămâne ca zestre
A, uite, putem vedea statuia prin porți. Casa îi rămâne ca zestre fiicei lui Elena, care se căsătorește în familia Catargiu, cu unul dintre... Acolo, exact, da, da. Acce. Ea se căsătorește cu unul dintre urmașii lui Lascăr Catargiu, prim-ministru conservator al României. Și se pare că în 1948, sau mă rog, în preajma anului 1948, casa asta este donată Asociației de Prietenie Română-Sovietică, deși se pare că donația a fost făcută cam cu pistolul la tâmplă. Ah. Adică e exact pe modelul... Da, vai ceas. Da, 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 exact. Nu, păi asta voiam să zic, că nu se luau doar ceasuri, se mai luau și case, case în da. Felul ăsta. Și o perioadă în timpul comunismului a fost sediu delegației, sau nu mai știu care era denumirea la vremea aia, ambasadei Poloniei, echivalentul ambasadei Poloniei, care se pare că s-au purtat frumos, au respectat, n-au făcut distrugeri, cum s-a întâmplat la Casa Vernescu, pe care o să o vedem mai sus. După care a devenit sediu Uniunii Scriitorilor, Mihail Sadoveanu, repet, până în perioada contemporană, când se pare că a fost retrocedată moștenitorilor. Dacă povestea cu cedarea asta prietenesc amenințătoare a fost reală, eu consider că e o retrocedare pe drept. Adică atâta vreme cât n-ai avut tu intenția să donezi casa și ai fost obligat, e absolut firesc să reintri în posesia ei. Iar în fața noastră, evident că nu o să ignorăm Academia Română, o să revenim imediat. Da. Este o clădire despre care nu am foarte multe informații, regret și sper să revin la un moment dat când voi ști mai multe, dar ceea ce știu exact despre ea este că în perioada interbelică și în decursul celor doi război mondial, aici a fost sediu ambasadei Germaniei la București. După cum știm în istorie, noi mai mult nevrând decât vrând, am intrat pe orbita politică a celui de-al treilea Reich. Treptat. Faptul că puterile aliate din Occident, Franța și Marea Britanie, nu au reușit să se impună în fața politicii germane, ne-a atras atât economic, trebuie subliniat lucrul ăsta, pentru că la noi nu doar componenta ideologică a jucat un rol, ci și faptul că Germania nazistă avea interese comerciale puternice în România, mai ales sub aspectul petrolului. Eram singura țară care putea să acopere cât de cât nevoile de petrol ale Germaniei și ale grâului. Și atunci exista conceptul de Wirtschaftsraum, spațiu economic german, în care ar trebui să fim incluși, iar aici a rezidat în perioada celor de-a doua război mondial baronul Manfred von Killinger, cel care apare și în mai multe filme românești și care a fost o personaj deosebit de nefast în istoria României, pentru că la un moment dat el dicta mai mult sau mai puțin politica statului român. Și o istorie relativ dramatică, pentru el cel puțin, dat fiindcă în momentul când a aflat că am întors armele în 23 august 1944, a ales să se sinucidă. Ceea ce știu să vă mai spun despre casa asta este că pe lângă Palatul Cesianu Racoviță și Casa Filipescu Cesianu, și ea la rândul ei a făcut parte dintre proprietățile familiei Cesianu. Peste drum de noi, o instituție care nu are nevoie de foarte multă prezentare, dat fiindcă totuși este până în prezent supremul for cultural al României, este vorba de Academia Română. Am observat că de curând există unele confuzii și unii cred că sediul principal al Academiei Române este cel vis-a-vis de Palatul Parlamentului. Este într-adevăr și acela un sediu, dar ăla este construit în timpul regimului comunist și n-a fost terminat nici până în prezent. Partea dinspre Palatul Bragadiru e și astăzi sub formă de șantier. Nu ăla este sediul istoric al Academiei Române, ci aici. Așa cum vorbeam la Belu, în zona asta avea proprietăți familia Belu și familia Văcărescu, care ei se înrudiseră prin căsătorie, și undeva în zona asta erau casele Văcăreștilor, cele care au durat într-o formă sau alta până la cutremurul din 1977, când fiind afectate și, repet, comuniștii nefiind oamenii cei mai interesați să prezerve patrimoniul istoric, au hotărât demolarea lor. Iar aici, pe locul ăsta, există Biblioteca Academiei Române și sediul central al acestei instituții, care, sub forma ei actuală, deși are niște precedente, există de la 1866, cum putem înscris pe frontispiciu. Repet, urmând modelului francez și al tuturor statelor civilizate, în momentul constituirii statelor române aveam absolută nevoie, pe lângă clădiri simbol, și de instituții simbol, care să concretizeze, practic, niște aspirații naționale. Drept urmare, întâi s-a numit Societatea Academică Română, între fondatorii ei s-au numărat de altfel și frații Crețuleși, prin proprietățile cărora am trecut noi în turul de astăzi. Indiferent ce critici s-ar putea aduce, nu prea poți să vorbești de o idee de națiune lipsind-o de o academie. Adică
pentru moștenirea culturală și pentru existența culturală a unei nații e indispensabilă. Am făcut un mic ocol de la Calea Victoriei și am intrat un pic pe strada Mihail Moxa la numărul 5, pentru că aici e o locuință și o poveste care, dacă mă întrebați pe mine, n-ar trebui ratate de cineva care vrea să descopere Bucureștiul interbelic. Este vorba de casa generalului Radu R. Rossetti. Există anumite familii nobiliare și domnești românești, unde tradiția prevede să se mențină un anumit nume. În cazul celor din familia Ghica, de exemplu, este Grigore, în cazul celor din familia Rossetti, pe de-o parte, este Scarlat, dar la ramura asta a lui Răducanu este Radu. Este fiul tot lui Radu Rossetti, unul dintre marii memorialiști pe care i-am avut noi în perioada interbelică, care prezintă o istorie fascinantă a evoluției țărilor române de la sfârșitul perioadei fanariote până la începutul secolului 20 și tocmai surprinde ceea ce vorbeam și mai devreme, această tranziție a moravurilor, a stilului arhitectonic, a stilului vestimentar de la oriental către occidental. Casa, în schimb, nu i-a aparținut tatălui, este construit în timpul vieții generalului Radu R. Rossetti. O să începem cu viața lui personală, pentru că este interesantă. El este căsătorit cu o domnișoară din familia Știrbei, respectiv Ioana Știrbei. Ioana Știrbei a fost un personaj mai discret, în schimb, sora ei mai mare, Eliza, a fost căsătorită întâi cu Alexandru Marghiloman, cu marele om politic conservator, și după aceea, divorțat de Marghiloman, s-a căsătorit cu Ionel Brătianu. Automat, când ai o soră mai mare care a făcut practic centrul mondenității la un moment dat, nunta ta cu generalul Radu Rossetti, chit că vorbim tot de două familii nobiliare, trece mai neobservată, deși destinul ei a fost tragic. A murit la 29 de ani în timpul nașterii celui de-al patrulea copil. Au avut 3 fete și un băiat, de-a căror creștere s-a ocupat exclusiv Radu Rossetti. Sper să nu vorbesc prostii, dar cred că ultima fiică, Safta, căsătorită Varlam, a murit undeva către 2016, adică a trăit până foarte aproape de zilele noastre. Exact. Generalul Radu Rossetti, absolvent al unei școli militare franceze, dacă nu mă înșel, s-a remarcat în primul rând în primul război mondial, când, pe de-o parte, a fost unul dintre strategii comandamentului român și a participat personal la bătălia de la Mărășești și a fost rănit în luptă de la Răzoare. O legendă spune că le-ar fi dat ordin ostașilor: eu sunt căzut aici și peste corpul meu niciun pas înapoi. Adică chiar dacă eu sunt rănit, voi continuați atacul. Automat, perioada de convalescență l-a făcut să nu mai aparte la ultimul an de război, în schimb, s-a apropiat foarte mult de generalul Berthelot, care comanda corpul expedițional francez în România și a avut o prietenie care a durat până la moartea generalului, și totodată a reprezentat cu succes interesele României la Londra, în perioada când noi ne negociam tratatul de pace de după primul război mondial, care a dus la formarea României Mari. În perioada interbelică s-a remarcat, pe de-o parte, prin opera lui literară de specialitate, este practic primul care tratează academic războiul nostru de independență, și totodată prin inițiativele culturale, deși am întâlnit relatări diverse, majoritatea îi atribuie înființarea Muzeului Militar Național, cel de pe strada Ștefan Furtună, și totodată eforturile de săpături arheologice, colecționare de echipament militar pentru a utila respectivul muzeu. Așa cum am spus, în turul de la Belu, nici măcar nu putem spune că a fost un ghinion istoric, omul a fost pur și simplu un om al datoriei. În timpul guvernului Antonescu a acceptat să primească postul de ministru al instrucțiunii publice, dar e clar, există numeroase mărturii, inclusiv fostul rabin șef din România, Alexandru Șafran, spune clar lucrul ăsta, că n-a avut niciun fel de manifestare antisemită sau, mă rog, în tonul regimului respectiv. Însă, odată cu venirea la puterea comuniștilor, fiind boier, fiind implicat în guvernul Antonescu, a fost condamnat la închisoare și a murit în temnițele de la Văcărești. Repet, familia lui a continuat și continuă până în prezent. Casa în care a locuit generalul Rossetti, de dimensiuni monumentale, după cum ne putem orienta, prezintă clar similitudini cu actuala locație a Muzeului Țăranului Român și este opera aceluiași arhitect, Nicolae Ghica Budești. Este stilul neoromânesc care prinde foarte mult influență în perioada interbelică și, dacă mă întrebați pe mine, este atât o bijuterie arhitectonică a capitalei, cât și conservă foarte bine istoric până în prezent. Știu că în momentul de față este sediul unui institut de arhitectură. Da, n-aș ști să spun exact ce anume. Studii de excelență în arhitectură. Nu știu exact denumirea, îmi pare rău. Este destul de bine conservată și, repet, e o poveste a Bucureștiului destul de discretă, merită observată și este doar la 200 sau 300 de metri din Calea Victoriei, adică este ușor de vizitat.
una dintre bijuteriile de pe Calea Victoriei, sub toate aspectele, și din punct de vedere arhitectonic și din punct de vedere istoric, este reprezentată de casa cunoscută în prezent drept Casa Vernescu, numele ei complet fiind Casa Lenș Vernescu. Despre ea am vorbit puțin în turul de la Belu, în momentul când am vizitat cavou acela unicat al familiei. Ea a aparținut inițial lui Filip Lenș. Filip Lenș, care a construit-o în prima parte a secolului XIX, practic a fost darul lui de nuntă pentru soție. Casa nu avea aspectul de astăzi, dat fiindcă a trecut prin cel puțin două incendii și a fost restaurată de fiecare dată, a rămas în posesia familiei Vernescu până la sfârșitul secolului XIX, perioada în care, în timpul războiului Crimeii, când cumva și noi am luat parte, chiar dacă nu direct, la conflictul între Imperiul Rus și coaliția formată din Imperiul Otoman, Anglia, Franța și alte state europene, a devenit o perioadă sediu comandamentului rus și există o legendă urbană cum că scriitorul rus Lev Tolstoi, în tinerețea lui, când ar fi vizitat București, ar fi stat aici. Dar este la capitolul legende, nu avem o acoperire documentară pentru asta. Momentul de glorie al casei și iarăși aici, adică putem să facem o paralelă și cu Casa Monteoro, dar și ea intră în descrierea asta de casă de vechi boier, care scapătă, își pierde din avere și e nevoie să o cedeze noilor îmbogățiți. Ea pe la 1880 este cumpărată de către Gheorghe Vernescu, mai bine cunoscut sub porecla de Gună Vernescu, unul dintre membrii fondatori ai Partidului Liberal și avocat de profesie cu o avere impresionantă în epocă, care îi comandă tot lui Ion Mincu să o restaureze. De asta spun, povestea pe care o dă Cezar Petrescu corespunde atât în cazul casei Monteoro, cât și în cazul casei Lenș Vernescu. Istoria familiei Lenș, cum spuneam, este una destul de interesantă. Ei se pare că n-ar fi fost, de fapt, boieri, ci niște provențali veniți în România în perioada domniilor fanariote, îmbogățiți, dar care au reușit să-și formeze un pedigree de-a lungul generațiilor și, deși toată boierimea românească știa că nu sunt aristocrați de viță veche, îi accepta ca atare, dată fiind educația lor. De altfel, în perioada interbelică deja, cum pe Calea Victoriei se observau schimbările de mentalitate, inclusiv generalul Radu R. Rossetti își râdea de prințomania, cum îi spunea el, altor vlăstare aristocratice care își măsurau valoarea exclusiv prin prisma arborului genealogic. Cum spuneam, la Casa Monteoro, Casa Monteoro, deși a fost naționalizată în perioada comunistă, a trecut relativ ușor prin aceste decenii. În schimb, Casa Vernescu, din păcate, cred că pictorul Mirea, Demetrescu Mirea, a pictat interioarele. În 1944 a fost rechiziționată de armata sovietică, iarăși un alt davaiceas, și soldații sovietici, din păcate, au cam distrus picturile din interior. O perioadă a avut rolul de casă de protocol și a devenit sediu mai multor instituții, dacă nu mă înșel, inclusiv anumite ministere. A fost la un moment dat, din câte știu, și sediul Consiliului de Miniștri, pentru ca după 1990 să fie oferită, reconcesionată Uniunii Scriitorilor din București, cea care o deține până în prezent și poate fi vizitată atâta timp cât vizitatorii aleg să meargă la cazinoul care o ocupă incinta până în prezent. Din 1995 sau 96 au luat o firmă de israelieni, Quinco Casino se numea, care aveau și la Lutrac în Grecia și în Rodos aveau cazinouri și cât a fost perioada de glorie a cazinoului din București a funcționat, după care a fost închisă o perioadă, după care unii scriitori au mai închiriat-o de vreo 2-3 ori și acum sunt niște ruși care au... Deci s-au întors rușii care au fost în... imediat după al doilea război mondial, sunt apoi și ei dețin cazinoul acum de aici. Acum a fost rândul meu să iau notițe. Ceea ce pot să spun din imaginile pe care le-am vizualizat, deși a suferit unele distrugeri de-a lungul timpului, interiorul este spectaculos. Da, da, așa materialele este. Folosite e scara aia așa de marmură care urcă frumos și... În stil italian. Adică chiar și în condițiile astea merită vizitată. Nu trebuie să uităm nici în partea dreaptă casa generalului Gheorghe Manu. Unul dintre alții participați de frunte la războiul de independență al României și totodată unul din oamenii politici proeminenți în perioada antebelică. Ce asta pare părăsită? N-aș ști să vă spun despre situația actuală. Arhitectura este tot cea neoclasică.
Nu mai știu nimic despre destinele familiei Manu, dacă mai există până în prezent descendenți ai acestei familii. Cert este, exact cum putem să constatăm, practic, casa ar putea să aibă o situație mai bună. Și ușor, ușor ne apropiem de finalul turului de astăzi. Nu aveam altfel cum să încheiem decât cu una dintre cele mai spectaculoase reședințe particulare de pe Calea Victoriei. Practic, marchează ultima etapă de strălucire a boierimii române, momentul în care boierimea română începe să-și ridice așa numitele hotel particulier. Am uitat să spunem, dar din fericire n-am ratat propriu-zis lucrul ăsta. La intersecția Bulevardului Dacia cu Calea Victoriei, în fața Academiei Române, a mai ființat o casă boierească care a fost considerată de mulți istorici de artă drept fiind casa model pentru vechile case boierești. Era o casă, se numea Casa cu Lanțuri în epocă și a trecut prin familiile Crețuleștilor, Cantacuzinilor, ca să ajungă la un Principe Muruții ultima oară când a fost deținută de o persoană particulară. Această casă cu lanțuri era construită în jurul unei săli centrale într-un plan care practic dădea o formă de cruce. Adică încăperile erau dispuse toate în jurul salonului central, cu încăperi boltite destul de joase și de răcoroase, modelul vechii case boierești. Casa aceasta, potrivit mărturiei arhitectului Horia Teodoru, a fost demolată în 1941 pentru a se face mai lesne accesul între Calea Griviței și Piața Romană, deși, așa cum spune arhitectul, lucrul ăsta putea să fie evitat prin amenajarea unui soi de scoar în prejurul ei, dat fiindcă oricum nu dispuneam de foarte multe astfel de case. Ăsta este modelul vechi de casă boierească. Ceea ce vedem în partea stângă, în fața noastră pe Calea Victoriei, este, repet, moda nouă a caselor boierești, numite hotel particulier, și în cazul ăsta vorbim de stilul barocului francez din ultima perioadă a regalității, stilul Ludovic al XVI-lea. Casa este opera arhitectului Ion Berindei și a fost ridicată pentru cel pe care l-am întâlnit și la Belu, cel mai bogat român al vremii sale, Gheorghe Grigore Cantacuzino, poreclit nababu. Chit că i-am spus povestea la Belu, o să o reluăm un pic, poate nu o obligăm pe toată lumea să se ducă la turul de la Belu, deși n-ar strica, să spunem că continuare o găsiți în turul de la Belu. Da. Nababu, asemenea altor reprezentanței mari boierimi românești dinainte de naționalizarea averilor, a dispus să își construiască o reședință de familie pe ceea ce era principala artera orașului și a ales locația asta pentru reședință de vară și a ales castelul Zamora de la Bușteni și în drumul către Bușteni, la un dat pe partea stângă la Florești, a încercat să mai ridice un palat mic cu Trianon care a rămas neterminat până în prezent. Acest palat, numit și Palatul cu Lei, date fiind decorația pe care o are în față sub marchiză, marchiză fiind această latură de scoică care acoperă intrarea principală, a rămas prin testament fiului lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, Mihai Cantacuzino, care a fost la rândul lui primar al Bucureștiului și care a sfârșit prematur, spre deosebire de tată, în urma unui accident destul de dubios în epocă de mașină. Aparent, ar fi fost și o anumită înscenare la mijloc, dar iar sursele nu pot fi confirmate. După moartea lui, locuința i-a revenit soției, Maruca, născută Rosetti Tescanu. O personalitate destul de originală, ea s-a recăsătorit spre sfârșitul vieții cu compozitorul George Enescu, marele nostru pianist, cu care avea o relație de ceva timp. Există istoriile de alcova ale lor care arată că și la ajunsă la 70 de ani era extrem de geloasă și îl punea să o sune zilnic, indiferent că era plecat în deplasări și era cumva un program impus că n-are voie să iasă seara în oraș, de exemplu. Dar în lumina posterității s-au hotărât să doneze această locuință unui compozitorilor din România și ca sediu al muzeului George Enescu. În ultima perioadă era într-o stare destul de avansată de degradare, așa că este îmbucurător faptul să vedem că în prezent, chiar dacă asta ne împiedică să o admirăm în întreaga ei frumusețe, se află în curs de restaurare. Și, repet, poartă memoria unuia dintre ultimii reprezentanți de marca ai boierimii bucureștene, care a lăsat o amprentă destul de clară asupra Bucureștiului și inclusiv fiul lui este numărat printre cei mai de succes primari pe care i-a avut capitala. Ca și în cazul casei generalului Radu Rosetti, și de data aceasta am făcut un ocol de la Calea Victoriei și am ajuns pe strada Occidentului, la numărul 51. De data asta,
clădirea în sine nu are importanță istorică, însă eu aici îmi fac o datorie de onoare și vă rog să mi-o permiteți, pentru că aici a locuit persoana care mi-a deschis mie apetitul față de istoria Bucureștiului și față de societatea din Interbelic. Persoană și personalitate care are legătură cu lumea interbelică, pentru că este vorba de Olga Racoviță, născută Carp. Era nepoata directă a lui Petre P. Carp, prim-ministru a României și președinte al Partidului Conservator, a cărui casă, cel mai probabil o vă vizita în cea de-a doua parte a turului, se află pe calea Dorobanți, fiind actuala ambasada a Turciei. Așadar, era nepoata lui directă. Petre Carp este mort în 1919, doamna era născută în 1915. Dacă ar fi trăit în momentul de față, ar fi avut 107 ani. A murit la 92 de ani și a fost căsătorită de două ori, întâi cu un Rosetti și apoi cu fiul lui Emil Racoviță. Mormântul ei apare în turul pe care l-am făcut la Belu și despre viața ei există mai multe informații într-o biografie scrisă de un scriitor francez la inițiativa fiicei sale. Cartea se numește Olga sau Întoarcerea la Țibănești, Țibăneștiul fiind moșia principală a lui Petre P. Carp, iar autorul este Henri de Grand Maison. Îmi scapă editura, cred că este editura Vremea și este o colecție interesantă, se numesc Aristocărți. Cei care sunt interesanți pot să afle mai multe detalii despre viața doamnei. Casa aceasta a fost cumpărată cumva de către familia ei în schimbul casei de pe Dorobanți și a avut marele noroc că în felul ăsta n-a fost naționalizată în momentul când a venit perioada comunistă. Doamna a dus o viață destul de grea în acea perioadă și lucrul ăsta n-ar trebui să-l uităm. Sunt oameni care și-au menținut demnitatea peste timp. Ajunsese la un moment dat să zugrăvească prin casele altor oameni pentru că comuniștii, ea fiind cu arhitectură de design interior, a trecut la proiecta ventilatoare. O treabă absolut meschină. La un moment dat exista o amintire cu soțul ei, cu Nicolae Racoviță, că în momentul în care zugrăvea, el citea Proust în căutarea timpului pierdut și cineva din proprietarii casei erau siderați că, băi, zidarul ăsta citește Proust cât îmi zugrăvește mie casa. Au făcut parte din ultima generație de boieri care au trăit în lumea interbelică și care au luat direct contact cu valorile respective. Ca să ne dăm seama așa și de background-ul ei, unchiul ei a fost Vladimir Ghica. Este cel care participa cu ea din primele baruri la care luase parte în societate. Mama ei păstra scrisori directe de la Regina Maria. În casă puteai să găsești obiecte, o casetă de la Ludovic al XIV-lea, un vas de pâine care făcea parte din cultura cucuteni, era din Neolitic, avea câteva mii de ani vasul și fusese descoperit de Vasile Pârvan, dat drept cadou mamei. Din păcate, așa cum a fost cazul și la Palatul Romaniț, de altfel, Palatul Romaniț s-a îmbogățit de curând cu niște grilaje la parter, pentru că prin anii 80 au dispărut niște opere de artă. La fel și în cazul doamnei, lucrul ăsta îl pot spune, fiindcă din păcate au dispărut, avea portretele tatălui și ale bunicului ei, pictate direct de către Grigorescu și probabil că cineva foarte bine intenționat prin anii 90 a văzut tablourile în casă și le-a furat. Adică cam așa am știut noi să apreciem anumite moșteniri. Repet, casa în sine nu este un monument istoric, dar adăpostește o poveste de viață. Și este o poveste de viață exact cum a reușit totuși, au reușit anumite valori din perioada interbelică, din perioada Bucureștiului Regal, să supraviețuiască până aproape de zilele noastre. În felul ăsta, ele practic sunt tangibile. Noi putem oricând să le readucem la viață, evident, nu într-o formă de suet anacronică, nu vrem să ne întoarcem cu totul în trecut, dar putem să readucem la viață exact ce a fost bun în perioada aia, când nu era totul numai goană după avere, după bani, ci se căuta și calitatea vieții și cum să trăiești frumos. După turul ăsta de 3 ore pe care l-am făcut pe jos și destul de rece, puțin și bătea vântul, am zis să intrăm la căldurică, la un coniac și să mai facem un rezumat așa a ceea ce a fost astăzi. Exact. Menționăm faptul, fără să vrem să facem reclamă, că este chiar în capătul Căii Victoriei. Deci ne-am terminat treaba, era la fix și locul de răsplată. Cum am spus la începutul turului, nu strică să facem și un scurt istoric, așa, în ansamblu al Căii Victoriei. Calea Victoriei, am spus când am început turul cu Centrul Vechi, originile ei stau în timpul domniei lui Brâncoveanu. Brâncoveanu este cel care își leagă reședința de la Curtea Veche, de Palatul de la Mogoșoaia și în felul ăsta apare ceea ce s-a chemat până în 1878 Podul Mogoșoaiei. Poate fi considerat, dat fiindcă Brâncoveanu a mai confiscat din proprietățile mai cumpărate, primul proiect de sistematizare urbană din istoria Bucureștiului. La noi prima stradă trasată cu planificare este Calea Victoriei. De ce se chema pod? Am lămurit în mare parte pe traseu. După cum am spus, la mijlocul secolului XIX se schimbă maniera de asfaltare, se trece la pavarea cu piatră cubică de granit.
iar în preajma primului război mondial, se asfaltează și capătă cumva, în ceea ce privește carosabilul, aspectul de astăzi. În ceea ce privește traficul, în 1861 se înființează în cadrul poliției române serviciul fiacrelor, așa se numea la vremea aia, serviciul care dirija circulația pe Calea Victoriei. Și de unde venea fiacre? Trebuie să mă documentez, că n-am găsit încă originea cuvântului. Cuvântului ăsta, are cu siguranță ceva în legătură cu vehiculele care circulau la vremea aia. În momentul ăla, evident, vorbim exclusiv de calești. Am făcut o mențiune în trafic, nu strică să o reluăm, până la sfârșitul perioadei fanariote, în caleașcă avea voie să treacă numai boierul, indiferent cât de bogat erai, dacă nu făceai parte din clasa boierească, n-aveai ce să cauți în caleașcă. După perioada fanariotă se liberalizează piața, am spus că apar niște calești mișto second hand de la Viena și ca transport public apar birjele. Și astea la Bulevar Birjar. Exact, din domnul Goe, care domină secolul al XIX-lea. În București, primul autovehicul apare în 1900. Tranziția se face destul de repede și se produce odată cu tranziția asta tehnică și o tranziție a mentalităților. Ea se observă dinainte de primul război mondial, dar șocul propriu-zis al războiului, în momentul când Bucureștiul e ocupat 2 ani de zile, întreaga populație suferă, fie că erau boieri, fie că erau țărani, și se rupe cumva bariera asta care exista până atunci între Calea Victoriei cea aristocratică și Calea Victoriei din ceea ce în context internațional sunt The Roaring Twenties, anii 20, când toată lumea scăpase din război, cumva în aer domnea faptul că o să mai vină unul, că nu se așezase lucrurile cum trebuie, și toată lumea trăia cu poftă, trăia cu patimă, voia să ia cât mai mult, și atunci pentru mulți a fost un total șoc atmosfera care se întâlnea pe Calea Victoriei până în 1914 și atmosfera de după. E un citat frumos la Cezar Petrescu și nu vreau să-i se dea niciun fel de conotație pentru că se folosește cuvântul negri, dar nu se dă în termen rasist, ci se dă în contextul epocii. La un moment dat, un personaj fictiv de acolo, un principe ajuns deja bătrân în interbelic, zice că pe vremea mea încă se ascultau romanțe vieneze și se iubea în stilul scrierilor lui Muse. Acum, muzica e a negrilor și iubirea e după Freud. Adică se vede clar o tranziție din asta așa fulminantă, de la un cadru romantic în care să curtezi o femeie, la un moment dat putea să implice ani de zile și era în mare parte actul în sine, la o treabă cât mai centrată pe un mod epicurean, practic, de a trăi, de a gusta cât mai multe din plăceri. Și asta se observă și în felul în care evoluează costumația, vestimentația, însă interbelicul încă păstrează un pic din ștaiful prezentării, în sensul, Ion Ghica spune că manierele păstrate înseamnă să atragi cât mai puțin atenția asupra ta. Asta este idealul dinainte de primul război mondial. Așadar, indiferent cât de bogat erai, cât de celebru puteai să fii, toată treaba era să fii cât mai încadrat în peisaj. Adică tocmai să nu bazi la ochi, la capșa, chiar chelnerii care erau fie francezi, fie pregătiți în Franța, până în perioada interbelică, dacă nu erai de acolo, adică tu erai un om de clasă socială modestă. Tu puteai să ai bani, puteai să îți permiți, dar venea chelnerul și îți făcea semn discret că, mă băiat, locul tău nu e aici. Vezi, îți dă treabă. Și la un moment dat, tot în romanul ăsta, Calea Victoriei, exact chestia asta apare, că nu-ți dă mâna să te duci la capșa dacă ești oricine. Chestia asta s-a respectat până în perioada interbelică spre final, când s-au început să se amestece, când, repet, comunismul ne-a uniformizat, dar ne-a uniformizat prost, ne-a uniformizat în mizerie, inclusiv la vestimentație. De fapt, civilizația care este atribuită, mai ales Căii Victoriei, în asta ținea, în grija pentru aspectul personal pe care o vedeai în momentul când ieșeai pe stradă. Faptul că femeile trebuiau să adopte anumită toaletă, la fel și bărbații, și în funcție de momentul zilei. Una era toaleta de dimineață, când unii se duceau, ăia mai de jos, se duceau la lucru, alții ieșeau la o promenadă, alta era toaleta de gală, de seară, când mai mergeai la un spectacol de teatru. Și cum să zic, asta nu era vorba de snobism. Că, de exemplu, cum pe Champs-Élysées erau castanele coapte principala gustare, la noi era porumbul copt și sunt memorii care arată clar faptul că nici boierii nu se sfiau înainte să meargă la teatru să oprească la colț de stradă la un grătar din ăsta de mangan, să iau un porumb copt să-l mănânce și după aia să meargă la teatru. Adică se trăia. Toate aleveții erau permise, doar că erau permise cu un alt fel de calitate. Și aici se observă, repet, evoluția de pe Calea Victoriei în perioada dinainte de primul război mondial către perioada interbelică.
Perioada interbelică e o perioadă când asta se aleargă mult, se vrea mult, se trece la un alt set de valori, apare generația tehnicilor, împătimiții de mașini, de avioane, confortul în casă se schimbă fundamental, adică avem înainte de primul război mondial, așa cum am văzut, casa generalului Zotu, casă foarte amplă, care presupunea automat existența unui personal de serviciu, nu stăpânii casei, nu se preocupau cu treburile casnice. Păcând deja în interbelic, când apar aparatele electrocasnice, încep să apară, nu frigiderele, alea apar mai târziu. Dar, oricum, apare sistemul de termoficare mai eficient, nu mai trebuie să faci foc în casă. Asta îți restrânge automat personalul casnic și, totodată, implică mai multă activitate din partea proprietarilor casei. Se modifică cumva și structura socială în cadrul familiei, adică femeia ușor-ușor capătă drepturi. N-ajunge încă să voteze în interbelic, dar totuși are o serie de drepturi, deja și moravurile încep să scadă, adică așa cum spunea la începutul turului, dacă înainte de primul război mondial femeile cum se cade nici măcar nu treceau pe trotuar pe la Capșa, că erau prea aproape de genunchii bărbaților, după aceea în interbelic ajungeau prostituatele seara să umble liniștite pe Calea Victoriei. Și tot în romanul ăsta lui Cezar Petrescu se observă o chestie exact vis-a-vis de cum se făcea curte unei femei, că zicea, acum tinerii ăștia nici nu mai știu ce să vorbească între ei dacă îi lași, ei vor doar dans și atingeri. Și la asta se rezumă. Așadar, vedem că asta nimic nu-i nou, toate se repetă. Și așa se și încheie la un dat un discurs în romanul lui Cezar Petrescu, că nimic nu-i nou, viciile sunt aceleași, numai că se manifestă altfel. Din păcate, am avut și obiceiul în istorie să imităm ceea ce spunea Titu Maiorescu, cărui casă, pe locul al casei cărui am vizitat astăzi, să facem forme fără fond. La un moment dat ne-am grăbit să luăm moda din Occident, fără să ne dăm seama că noi nu avem moravurile pentru treaba asta. Iorga, când era prim-ministru, a spus-o foarte limpede, că eu moravuri bune de pe o zi pe alta n-am cum să dau. Că treaba asta e o treabă care se formează în generații și la un moment dat e adevărat că ne-am cam grăbit să facem anumite schimbări și le-am făcut numai de dragul modei, fără să împropriem și maniera în care trebuia să trăim. Și tot așa, nu vreau să-i dau un context rasist, în cartea Cronica de familia lui Petru Dumitriu sunt vorbele unei guvernante engleze care stă în țara românească undeva pe la mijlocul secolului XIX și zice, asta e o țară de white niggers. Adică ei sunt albi, dar cumva sunt... Au mentalitatea... Da, da. Clasa a doua față de popoarele din Occidentul European. Lucrul ăsta se modifică în interbelic. Ușor, ușor prindeam din urmă faptul că se civiliza, într-adevăr, era de a doua sau a treia generație de oameni care luaseră contact cu cultura și civilizația europeană. Ne-a pus capăt brusc comunismul, din păcate, și acum suntem cumva înapoi în secolul XIX, când trebuie să vedem exact pe ce făgaș o luăm. Calea Victoriei este și nu mai este buricul târgului în momentul de față, cum se spunea despre Capșa, că este buricul țării și cronica ei vie. Da. Nu mai putem să vorbim de un centru neapărat al activității economice, există și alte partere acum. Activitatea comercială oricum în București și economicul e mutat spre nord. Și muta prin mall-uri. Calea Victoriei, din cauza că duce lipsă de locuri de parcare, majoritatea magazinelor ori sunt închise, ori nu merg, se schimbă foarte des proprietarul, se schimbă foarte des brandul, din cauza că nu e vad. Adică lumea nu merge pe jos pe Calea Victoriei, din păcate, și atunci e foarte greu să ții un magazin care să meargă și să ai un profit. Din cauza păcate, asta. Da, s-a schimbat paradigma. Tot așa, ca o încheiere pentru partea asta de documentar cel puțin, așa cum am spus la începutul turului, vom reveni în partea a doua cu străduțele adiacente Caiei Victoriei, mai ales cele cuprinse între Calea Victoriei și Bulevardul Catargiu, pentru că acolo avem un număr foarte mare de locuințe ale diferitelor personalități române și acolo o să cer scuze dinainte celor care să ne urmărească, dar vom merge cu harta în brațe, pentru că fiind străduțele mici și destul de alambicate, riscăm să ratăm. Și până atunci, evident, dacă există sugestii care pot fi făcute vis-a-vis de ce ar mai putea să vizităm în zona asta, sunt mai mult decât binevenite, chiar nu doresc să scăpăm nimic. Pentru cei care vor să afle mai multe despre Calea Victoriei și, în general, despre Bucureștiul Regal, există două serii documentare pe YouTube, mă refer la cele mai accesibile. Povești cu blazon despre vechile familii nobiliare românești și, respectiv, case cu blazon. Unele dintre casele memoriale din București, inclusiv casa generalului Zotu e subiectul unui asemenea documentar. Iar ca lectură, eu recomand astea două romane, Cezar Petrescu, Calea Victoriei, și Petru Dumitriu, Cronica de familie, care e într-adevăr un roman mai amplu. Iar din punct de vedere al literaturii de specialitate, primul este Gheorghe Cruțescu, Podul Mogoșoaiei, chit că e o carte scrisă acum 100 de ani. Îți prezintă, practic, în forma cea mai concentrată
istoricul căii Victoriei. Mai sunt, evident, istoriile mari ale Bucureștiului, Ionescu Gion, Iorga și Constantin Jurăscu, dar acolo cumva găsești informația difuză în cadrul istoricului capitalei. La un dat vin și informații despre Calea Victoriei. Mai pot fi găsit informații în cartea lui Alexandru Ofrim, Străzi din București, unde există un capitol, evident, dedicat căii Victoriei. Și mai sunt, pe lângă asta, istoriile adiacente, cum ar fi Tudor Ștefănescu, Orașul cu amintiri. Tudor Dinu are o monografie excelentă cu Bucureștiul fanariot și prezintă perioada dinainte de cea despre care vorbim noi. Și mai există, pentru cei care au nevoie de orientare cronologică, cartea lui Radu Olteanu, Bucureștii în date și amintiri, unde trebuie să spun că 80% este dat de istoria generală, dar prin datele alea istorice găsești inserate printre rânduri niște informații. Informații foarte interesante. Omul ăsta a avut o precizie științifică ieșită din comun. Așadar, cine dorește să facă asemenea documentare, cam astea ar fi sursele de bază. Evident, aproape fiecare personalitate pe care am prezentat-o în turul ăsta, că e Gheorghe Grigore Cantacuzino, că e Radu Rosetti, cam toate au lucrări biografice, unii au și autobiografii. Merită căutate și astea. În momentul când ceva ce am spus din povestea lor a atras pe cineva, cu siguranță se găsesc mult mai multe în biografia personajului respectiv. Și în felul ăsta, practic, asta, repet, te întorci la niște valori care sunt actuale și astăzi. Ele trebuie doar schimbate un pic ca formă. Și ar merita urmărit. Așa cum am spus, vom urma cu sectorul cuprins între Calea Victoriei și Bulevardul Catargiu, o să mergem către Piața Romană și, așa, în perspectivă, din Piața Romană vrem să mai acoperim Calea Dorobanților, segmentul dintre Catargiu și Dorobanți, și după aceea să ne întoarcem către Universitate prin străzile Dionisie Lupu, Icoanei și Batiște. Asta va fi episodul 2, nu? 2 și posibil chiar 3 din Bucureștiul Regal. Super! Așa că dorim vizionare plăcută și sperăm să ne vedem cât mai curând. Stați aproape, da.